Bună seara și bine v-am găsit! Se vede, se aude? Salut, Samir! Și Rafael, să spuneți dacă se vede și se aude, că aseară am avut o problemă cu Streamlabs-ul și nu știu dacă... Salut, Vasile Maradin! Salut, frățioare! Salut! Cron Valentin! Wow, numai lume bună în seara asta. Rafael, mulțumesc pentru... Băi, să-mi spună și mie cineva dacă... A, totul e ok. Gata, gata. Suntem ok. Rafael, în primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru donația după de aseară. Nu mi-a apărut pentru că aseară am făcut după telefon și nu mi-a apărut donația de la tine. A fost pentru GoPro, 200 de ieni, îți mulțumesc pentru donație. Agentul anonim CIA, FBI, SRI, salut. Mamă, ce nume avem, cine ne urmărește. Trebuie să fiu atent în seara asta. Sadriani, salut. Samir, Cron Valentin. Ok, suntem nou momentan, așa mi-arată aici. Moșoviciu Mircea, bună seara. Gata, Mircea, am rezolvat. Înainte de toate, trebuie să-i mulțumesc și lui Mircea Moșoviciu că m-a ajutat cu setările să... Nu știam ce s-a întâmplat aseară, de ce n-a mers internetul și am vorbit cu Mircea în privat și m-a ajutat. Pabi Barun, bună seara. Babum, pardon. Stai să dau drumul și la telefon. Ca să citesc de aici, să nu mai mă chiurăsc acolo. Totul e ok, cum ai rezolvat. Păi cum am, nu știi, că am făcut amândoi să meargă la fel. Nu i-am făcut nimic în plus. Mircea. În seara asta ne merge bine și internetul. Mă gândeam să schimb laptopul, am crezut că e laptopul de vină, s-a uitat Mircea în el și am înțeles că e laptopul destul de bun. Eu habar n-am ce a făcut el acolo, el știe. Trading is not for everyone, but if you Imediat. Haideți să dăm și cât un like și cât un share ca să înceapă seara în forță. Cum dădeam? Trebuia să dăm de aici, nu parcă. Share. Facebook. Haide mă, nu mai te gând. Merge greu internetul în Anglia, din păcate. Uite, Mircea poate să vă spun acum. Haideți pe live. Care aveți plăcerea să dați un share pe Facebook să intre lumea pe live, pentru că în seara asta vorbim despre lucruri importante. Ok, ia să vedem ce se întâmplă. Uite, Mircea poate să vă spună el că problema, cea mai mare problemă pe care o am eu nu este laptopul, este internetul. Eu am vreo 36 de viteza, nu știu cum, 36% și în România, bine, România e una dintre cele mai puternice țări la internet, 100 de megabytes, cum era Mircea, tu știi. Tema este foarte bună, am primit notificare. O, bun. Ia să vedem. Avem și 10 like-uri și suntem și 13, bun, e ok atunci. Avem și like-uri, avem și, cred că ați fost și notificați. Netul în UK este cam slow. Da, nu știu. Mircea, tu ai spus că viteza, nu? Viteza internetului este prea mică la mine, atât. În rest, laptopul e bun. Eu credeam că laptopul nu e așa bun, că l-am luat la mâna a doua și e de ăsta, Lenovo. Am rezolvat cu camera, am rezolvat cu sunetul, am rezolvat cu programele. N-a reușit să dau de pepe astăzi, cred că omul ocupat. Hai să mai intre câțiva oameni pe live, că am să vă pun și niște poze. Ai aproape 40 de megabytes pe secundă, nu? Și download 8,6. Și Mircea spune mie că trebuia să am 400 cel puțin de MBPS ăsta ca să meargă live-ul cum trebuie. Asta e Anglia, n-am ce, nu știu, eu am la Vodafone internet, problema e că am
La Vodafone am și două abonamente și internet. Nu știu acum dacă pot să renunț la internet și să fac la altă companie sau să plătesc în plus. În România și Moldova este de la 100 în sus. Pe măcar asta să avem și noi în România, să fim un top cu internetul. Și culmea că deși avem internet bun, YouTube-ul e plătit prost. Megabiți. Bun. În seara asta discutăm despre... Pe secundă, da. În seara asta discutăm despre sport, despre steroizi, despre un stil de viață sănătos. Ce întrebări aveți? Ce nelămuriri aveți? Dacă vreți să vă apucați de o dietă, dacă vreți să vă apucați de sală, dacă nu vă apucați de sală din cauza că vă gândiți că trebuie să iei steroizi, sau dacă te gândești să iei steroizi și ești aici pe live, ar fi bine, că pot să-ți dau niște sfaturi. Și la mine e Vodafone în Cehia. Da, am înțeles că Vodafone nu e așa de bun la internet în Anglia. Oricum, am trecut peste... Asta m-a întâmplat, am mai avut seri proaste, seri în care n-a mers internetul, care s-a întrerupt, asta e. Dana Diaconescu, bună seara, bine ai venit, Doamne ajută România! Uite, să vedem, Dana, ai văzut despre ce discutăm în seara asta? Și a venit și Zeus, Ra, bună seara, bună seara, eu încă mai aștept să mai intrați. Ați învățat, nu? Intrați, dați like, share și după aia să fie treabă, să începem cu dreptul să meargă. Fac și eu ca la târg. Încerc să îmi fac reclamă. Bea mare rău cafeaua asta. Vă spuneam că când o să ne strângem puțin mai mulți, o să pun și niște poze. V-am pregătit pozele, cred că de vreo 2 ore stau în rulotă și le în studio și îmi pregătesc pozele, să vă arăt poze de prin Japonia când eram la concurs. Fascinant subiectul. Pentru toate vârstele. Asta vreau să aduc eu în atenție, față de ce aduc alții. Povestește-ne despre senseiul ăla din Japonia, despre alimentație. Păi o să pun și poze, Zeus, Ra. Te referi la suplimente alimentație, proteine, aminoacizi, ce ține de industria alimentară, ori steroizi, ce ține de industria farmaceutică. O să vorbim și de una și de alta. O să vă explic care e treaba cu steroizii și care e treaba cu proteinele. Că mulți confundă, unii se feresc de unul, să nu iau prafuri, să nu bag prafuri, alții se apucă de steroizi fără să fie nevoie sau nu știu să ia. Foarte mulți au murit din cauza asta și poate o să intre pe live oameni care or să și confirme chestia asta că sunt... O, a intrat și Iuliana Moldovan. Asta este subiectul ei preferat. Eu știu că de-aia mă urmărește pentru sport. Iuliana și ea are în istoria ei sport, ca să zic așa. A lucrat la circ în trecut. Era bine să ne povestească ea să poată să intre cu noi pe live, dar nu are internet bun acolo în Brazilia. Și ea a făcut destul sport, deci ar putea să ne ajute și ea cu informații. Andrei GB, băgați telemea și ceapă verde. Zer și ciocolată. Nu e așa simplu, Andrei. Știu ce spui. Știu unde bați, știi, și nu spun că n-ai dreptate. Doar că trebuie să o luăm așa treptat, să luăm oamenii, majoritatea îți dai seama, nu sunt cunoscători despre dieta catogenică, ce crezi despre. Ce să cred? Nu am făcut-o niciodată, nu sunt așa adeptul la orice. Adică nu mă apuc să iau pastile de slăbit, nu mă apuc să fac, nu știu, schimbări de astea bruște. Mai îmi place și mie să fac un experiment, știi? De exemplu, vreau să țin dietă de asta, post negru, vreo 7 zile. Dar eu stau cu prost cu mâncarea. Dacă nu mănânc, sunt nervos, sunt obosit, sunt... La mine problema este ce mănânc. Și presupun că și la majoritatea dintre voi. Praful de... Cardio sau fasting? Păi, una e cardio, una e fasting. Eu am vrut să încerc și fasting. Cardio, ce vrei să spun despre cardio? Cardio e bine să-l faci și indiferent, că vrei să pui pe tine, vrei să slăbești. O oră pe zi
de mișcare, să zicem, oricine ar trebui să facă. Iar dacă faci de performanță, nu știu, poate o zi pe săptămână să stai vreo 4-5 ore pe bandă, nu exagerez, sau să te urci pe bicicletă sau pe stepper, pe ce ai tu, să iei o bicicletă să pleci, sau să alergi, pur și simplu. Ai un parc pe undeva pe aproape. Legat de alergat, un mesaj foarte important, sper să îl țineți minte, niciodată să nu alergați pe asfalt. Și eu am făcut prostia asta, am alergat pe lac. Dacă ați văzut acele poze după lacul Mori când am făcut live-ul, alergam pe asfalt. Problema e că atunci când alergi la genunchi, în special acolo să fie cele mai mari probleme la articulații de la genunchi când alergi. Dacă alergi pe asfalt, efectiv șocul pe care îl preia piciorul atunci când alergi, când cași pe asfalt, îți afectează încheietura, cartilagiul ăla dintre la genunchi. Cel mai bine să mergeți undeva într-un parc, să alergați pe pământ sau pe gazon sau pe bandă, cu bicicleta, nu evitați să alergați pe asfalt. Eu și vecinul meu, am folosit suplimente alimentare aduse din Irlanda și Spania, mă ocup activ cu sportul. Da, nu are importanță de unde sunt proteinele, important este să le studiați un pic înainte să le luați și ce ar fi bun pentru voi și să vă prescrie cineva cum să le iei, pentru că nu sunt proteinele pentru oricine. Poate nu trebuie să iei proteine, știi? Păi praful de proteine whey este făcut din zer. Da, așa scrie, cele mai bune sunt astea pe bază de zer. De-aia Andrei a scris, GB a scris zer, adică el a spus zer ca și mâncare, nu proteine făcute din zer. Cea mai bună variantă este mâncare. Proteina este tot un supliment, dar nu trebuie înlocuit cu o masă. Poți să mănânci, să zicem, între mese, dar nu e ok să zicem, dacă tu mâncai 3 mese pe zi, să mai mănânci decât o masă și să bagi două shake-uri de proteine. Shake-ul de proteine când vrei să crești masa musculară și să zicem printre alea 3 mese mai bagi încă două, să ai 5 mese pe zi, să zicem. Nu vrei să bagi 5 mese de mâncare că nu poți sau nu, să nu faci burtă, bagi shake-ul ăla de proteine, ăla e rolul lui. Sau să zicem că renunți la o masă și bagi un shake de proteine ca să slăbești, știi? Că îți dă numai proteine, nu mai bagi carbohidrați. Cam asta ar fi rolul. Dar nu trebuie exagerat cu shake-urile astea de proteine. Hai să mai luăm mesaje. Cine a mai intrat pe aici? Ghiță, nu? Sau GHTT27, salut! Cum se pronunță, frate, numele ăsta al tău? GHTT? HGV Driver, bună seara, bine ai venit! Ai făcut o filmare cu ceva diferit, era întrerupt ce spune acolo. Era challenge sau... Nu știu despre ce vorbești. Florin. Proteina consumăm după masă și aminoacizi în timpul antrenamentelor. Bine, poți să consumi proteină, shake de proteine și înainte și după. Ideea e că atunci când te duci la sală, să nu, când dacă te antrenezi intens, să nu vomiți. De-aia, știi, eu de obicei bag un pre-workout sau un aminoacid înainte de antrenament, cu vreo 10-15 minute, o jumătate de oră, mă duc, mă antrenez intens până mă ia foamea și după aia mă duc și mănânc, nu bag shake de proteine. La 2 ore mai bag poate un shake de proteine. Zero, l-am înțeles de la soțul meu că este fantastic. Este. Dar asta spuneam, trebuie să știi, să înțelegi. Ghiț. Big Boss. Ghiță, da, bine, Ghiță o să... Pentru că ai GHTT. Așa scrie. Eu așa citesc, cum scrie, așa citesc. Eu n-am de astea cu pronunție. Ghiță, da? Bine. Ivanela, într-o zi am fost tare enervat și am alergat pe bandă peste 3 km cu viteză. Băi, când m-am enervat, eram la rugby în liceu, am făcut rugby pentru câteva luni, nu aproape un an de zile, ceva de genul ăsta, în clasa 12-a, și vreo 3 zile, 3 antrenamente, alergam așa în jurul terenului de fotbal. De fapt, era teren de rugby, un pic mai mare decât terenul de fotbal. Sau la fel. Și într-o zi mi s-a pus pata, zic, bă, vreau să fac 10 ture de teren fără să mă opresc. Și am făcut alea 10 ture, am căzut jos. Prima și ultima oară când am făcut așa ceva.
Eu am ambiție, că toată când mă apuc ambiția, am ambiție. La mine problema, și la majoritatea, cred că dintre voi, este să te ții, știi, pe linia de plutire. Astăzi, de exemplu, am trecut pe la polonez, pe la magazinul internațional. N-am putut să mă abțin să nu iau mezeluri, să nu iau cremvuși. Bine, astea se întâmplă în weekend, maxim 2 zile pe săptămână să mănânc așa ceva, dar în rest mă trezesc dimineața, bag un ovăz sau dacă, nu știu, mi-e foame, fac o omletă, mănânc ceva mai consistent, îmi iau la mine la muncă oricum, iau în fiecare zi un shake de proteine și un orez, ați văzut că am alea, cum le spune, termosurile alea de orez, am un termos de, îmi bag orezul cald ca să țină orezul cald și în al doilea termos îmi pun poate niște pește, niște carne, ceva și seara mai mănânc legume cu pește sau depinde. Depinde de zi, că dacă apuc să trag de fier sau să merg la sală, mai mănânc și mai mănânc o masă cu orez și după aia mai mănânc încă o masă după ce m-am antrenat. Depinde de program. Era un alt videoclip înainte de ăsta sau nu am înțeles de când intri, nu începe live-ul, doar după un timp. Nu, Florin, mi s-a întâmplat, am avut o problemă, am și spus la începutul vlogului, dar nu erai de la început. Aseară am avut probleme cu ăsta, cu Streamlabs-ul și cu YouTube-ul. Nu puteam să intru și am intrat după telefon. Dar până să intru, eu tot dădeam acolo, go live, și nu știu dacă s-a înregistrat ceva sau nu. O să le șterg alea dacă mai apar încă. Ce zici de plasturi pentru masa musculară? Nu, niciun caz. Hai să spun ceva, frate. Old school bodybuilding. Ce se făcea pe timpuri cu gantere, frate, cu fier, când pui mâna pe fier, ăla îți dezvoltă corpul. Restul sunt bazaconii. Aș putea să zic că, hai, că ce a mai evoluat un pic știința, ai putea să spui că acum sunt proteine mai bune, ai mai multe suplimente, știi mai multe despre diete decât știau ei înainte, ai acum foarte multe aparate cu cabluri care îți protejează încheieturile, dar dacă vrei să faci ceva, trebuie să faci fizic, să bagi forță. Nu, eu când văd astea, sauna belt și prostii de astea de slăbit, sau pastile de slăbit, sau eu știu ce, alte prostii, alea sunt prostii, frate, ca să vă să-și vândă produsul. Plasturi pentru masa musculară. Vrei masa musculară, frate, bagă, mănâncă mult și antrenează-te mult, bagă greutăți și să vezi ce masă musculară faci. Altă variantă nu este. Mănânci prodigie din ovăz dimineața. Nu știu ce înseamnă prodigie ăsta, dar ovăz, da, în fiecare dimineață aproape, dacă reușesc să mențin tot așa cum am planificat și nu se întâmplă să fie foame, nu știu, să mănânc altceva, să mănânc o omletă. Wow, Cron Valentin, 15 lire. Mulțumim, Valentin, să înțeleg că subiectul din seara asta este pe placul tău. Mulțumim pentru susținere, Valentin. Deci, Mircea, nu știu ce e prodige, frate, eu știi, toată lumea știe ce la ovăz sau fulgi de ovăz. Ovăz trebuie să mănânci dimineața. De ce? Pentru că pâinea sau nu știu, e ok să mănânci să mănânci și carbohidrat, să mănânci și orez sau pâine dimineața, dar dacă mănânci și dimineața 2-3 felii de pâine prăjită, știu eu, mai mănânci și la 12, 1, încă, nu știu, dacă mănânci orez sau pâine, mai bagi un shake de proteine între, mai bagi încă un shake de proteine după, mai mănânci și seara iar pâine, deci ai mâncat, ai băgat la carbohidrat în tine încât ți-ar trebui vreo 10 ore ca să arzi așa ceva. Sau să fii foarte mare, știi? Să ai foarte multă masă musculară ca să poți să arzi. De-aia încerc să evit. Deci dacă mănânc dimineața ovăz, cu banane, cu puțină miere, cu puțină scorțișoară, ce trebuie, mi-am făcut o vitamină. Ați văzut poate și live-ul când am gătit un pic, ca să vă arăt așa, și ți-am zis, orezul, ori iau, dacă mănânc dimineață pâine sau omletă sau ceva, îmi iau ovăzul la mine, la muncă. Și mai mănânc o singură dată. Deci carbohidratul la mine, când țin dietă, mănânc o singură dată pe zi carbohidrat sau de 2 ori. Dar asta când merg la sală. Și mai bag încă 2 shake-uri de proteine, o văz dimineața și seara încerc să mănânc ori salată cu ton, cu pui, cu ceva, ori dacă nu găsești o salată bună, e ok, poți să mănânci legume. Nu știu, ții o legumă și o fierbi. Ați văzut că sunt și de astea congelate, ai luat-o repede, ai decongelat-o, ai aruncat-o un pic în tigaie.
Trebuie să eviți foarte, foarte mult sarea, zahărul. Eu n-am nimic împotrivă. Unde? Stai așa. Unde rămăsesem? O părere despre Bitcoin, Slime SMR video. Frate, dacă vrei despre Bitcoin, sincer, intră la PP Plus. PP cu P mare, plus cu P mare legat. Vezi că e la mine pe canal, intri pe canal acolo și găsești PP Plus. El știe despre Bitcoin. O, Mircea a donat 100 de coroane cehe, nu? Din Cehia, sau cum îi spune. Mulțumim, mulțumim pentru susținere, Mircea. Ești number one. Number one fan. Am fost într-o zi, m-am enervat și am alergat, asta am citit, nu? Eu nu am nimic împotriva cu proteine și alte lucruri de astea, mâncare normală, sport și și sănătate curată. Da, asta spun și eu. Înainte de toate, încercați cu mâncare. Shake-ul de proteine discutăm mai târziu un pic. Dar de la început trebuie să încep cu mâncare. Mâncarea e cea mai bună, cea mai sănătoasă. Dacă cu mâncare nu poți să faci performanță, și cu de proteine n-are cu ce să te ajute. Ăla este un pic, un 5% să zic, să te ajute suplimentele. Atât. 5% în cazul în care faci ce trebuie cu mâncarea. Deci faci ce trebuie cu mâncarea, mănânci cum trebuie, ții dietă cum trebuie, mănânci proteine, nu foarte multă proteină, dar trebuie să mănânci cât ai tu nevoie, trebuie calculată și aia. Și după aia vine și cu de proteine și după aia dacă vorbim și de steroizi mai târziu. Haideți cu like-uri, spune Mircea, că a venit și Cătălin Măruță Talent și a retras mesajul, nu știu ce a vrut să zică, poate ne-a înjurat. Gianni Hâncu, domnul Constantin, te pupte, salut Gianni Ulrich, câte antrenamente faci pe săptămână? Frate, uite, o să vă pun, hai să vă pun niște poze și asta este poza asta din Japonia, când mă antrenam pentru sală. Nu sunt chiar așa de reușite pozele, că na, nu... Imediat să intru la setări aici. Ia să vedem. Bun, aici mă antrenam pentru concurs, erau câteva poze înainte de concurs și făceam posing se numește. Trebuia să merg pe scenă și aveam așa chestia asta, aveam, mamă, cum fac eu, cum o să se întâmple, că eram, cum să zic, în momentul când ai foarte mari emoții, ca să scapi de emoții trebuie să intri într-o stare de asta, știi, automată, știi, cum e mersul pe bicicletă sau, adică, lucrează subconștientul, tu nu mai știi de capul, tu nu mai știi ce faci. Și nu știu cât de bine se văd pozele astea, dar eram foarte, foarte definit atunci. Aveam vreo 75 de kg, Cătălin Măruță Talent, ce tânăr erai. Aveam 27 de ani aici. Bun, hai să mai dăm un pic înainte. Haide, mă, mergi, mă, mergi. Uite, triceps aici, între lăzi. Aici alergam, dar bine, nu vă uitați că e asfaltul ăla acolo. Aici mergeam pe munte, făceam hiking în Japonia. Uite și Elena cât era de slabă, nu știu cât avea aici, câte kilograme avea. Și cu băbuțele astea două care le vedeți voi pe spate, să vedeți ce viteză aveau pe ele și cum urcau muntele. Aici eram acasă, tot așa, aproape de concurs, că slăbisem foarte mult și începuseră să mi se vadă pătrățelele. Se văd bine pozele. Bună seara, Itag. Itag, sper că nu ne mai întreb de extraterestri și de Donald Trump. Că în seara asta vorbim de sală, culturism, steroizi și așa mai departe. Sara Conner, bună seara Elena Ivan, bună seara Sara. Avea 50 în burtă, poate. A venit ăsta cu steroizii lui iar, cu fratisul care a tăiat jandarmii, care au omorât poliția el. Bun. Uitați-vă la ce vedeți acolo. Deci, pozele astea, eu n-am luat niciodată steroizi. Asta vreau să înțelegeți. N-am luat niciodată hormon, n-am luat nimic. Și în condițiile în care, deci, poza asta este făcută cu 4 luni înainte să dă concurs.
am greșit exprimarea. M-am apucat de sală cum ar veni acum și peste 4 luni a apărut poza. Deci asta este, poza asta este făcută după 4 luni de antrenament. Nu te mai întreb nimic. Itag, nu, da, cu dalea că te superi, ai dalea de supărăcios. Am glumit și noi cu tine. Ești de-al nostru, nu? De asta am vrut ca să înțelegi, da, că te cunosc, că am început să vă cunosc pe fiecare. Uite, HCV driver îl cheamă Florin, pe Mircea am vorbit cu el acum câteva ore la telefon, Cron Valentin, Dana Diaconescu, care urmărește fiecare vlog, sunt sigur că a bătut recordul la vloguri, le știe pe toate. Avem oameni mai vechi aici foarte mult timp, pe Daniela și pe Iuliana le cunosc personal. Deci am început fiecare și eu, credeți-mă, sunt foarte prost la ținut minte. Uite, Chris 23. Chris 23 mă susținea pe Patreon. Am vorbit și cu el în privat, nu-i așa, Chris? Vă potriviți de minune. Mulțumim pentru complimente. Ce dieta ai ținut? Sara, eu sunt genul care, cum să spun, când țin o dietă, nu țin o dietă luată de undeva. Super poze, performanță. Experimentez pe mine, adică am știut că trebuie să scot zahărul, am scos zahărul, am știut că trebuie să scot sare, am scos sare, am știut că trebuie să-mi fac porții, că trebuie să mănânc regulat, că trebuie să am consistență, că trebuie să mă... Astea am făcut eu. Pentru că dacă începem să vorbim de diete și spunem, ține dieta asta că e cea mai bună, ține-o pe asta că e cea mai bună, s-ar putea să nu meargă ție. Așa că eu vreau să vă învăț ceva ce am mers la mine, cât ai lucrat să ai mușchia. Frate, că îți vine să crezi sau că nu mă crezi, am mers la sală prima oară la 18 ani. M-am lăsat după 2 luni, am mai făcut încoată la vreo 19 ani, apoi m-am îngrășat, apoi am japoneză o viață sănătoasă, da, Rafael. Încoată mulțumesc pentru donație. Și vreau să te întreb, Rafael, dacă ai donat ieni, ești în Japonia, nu? Sau Marian Valentine N, de când ai plecat cu Nissan în România? Băi, am plecat cu Nissanul, este vlog pe canalul ăsta, România, Anglia și Anglia, România, cu mașina. Salut, Mario! Am plecat în 2018 cu mașina, m-am întors și acum Nissan-ul e la altcineva. Tot la o familie de români, că l-au dus în România, am înțeles că a rămas pe acolo. Și nașpa stătea cu părul lung. Eu mie îmi plăcea cum stătea cu părul lung, dar a început să mi se rărească și cam după aici am început să-mi tai părul, să mă tund scurt, pentru că era părul, într-adevăr, când e părul rar, nu prea mai stă așa bine, dar am poze în care stătea bine cu părul lung. Ar fi ceva să mai faci un live despre UE, dacă se rupe sau nu, la ce să ne așteptăm. Da, uite, să mai vorbim. Poate vorbim mâine despre Anglia și despre Uniunea Europeană. Fotomodel, se vede că ai muncit mult pentru... Da, să știi că am muncit foarte mult. Nu sunt în Japonia, am donat ien pentru că îmi place Japonia. Mulțumesc! Uite, aici, de exemplu, făceam motor de pușcări. Am vlogul pe canal. Cine e curios, așa se numește... Pentru că l-am preluat de la cineva care l-a făcut în pușcărie. Te-ai culcat, calculat limita calorică pentru organismul tău, antrenamentele la grupe. Da, am calculat limita calorică, dar am calculat-o ca la băbește, ca la țară, cum vrei tu să spui. La modul că mi-am luat un vas, mi-am luat o farfurie și am zis, băi, în asta mănânc, numai, sau în casoletă, sau... Și mi-am separat și am văzut că mă cântărea mereu. Și am văzut, bă, după 2 săptămâni mă uit în oglindă și pe cântar. Se vede bine, atunci o țin pe asta. În momentul în care s-a oprit, bă, vreau să mai cresc, mai bag puțină proteină, mai, știi? Itac, de ce scade părul de la stres? Da, de la stres încade tuturor, ne cade părul de la stres. Poate să fie și din geneticul meu, din ADN, că nici taică mea n-a avut așa păr des, sau maica mea, și câte ori stăteai în sală, Mario. Băi, când m-am antrenat pentru concurs, mergeam, uite, Chris râde, tort de pușcărie. Nu, frate, caută pe canalul meu, caută vlogul tort de pușcărie ca să-l găsești. Dar știi că îl făcea unul cu, uite, 10.000 de calorii, cu Coca-Cola, cu biscuiți, Oreo și mai departe. Deci stăteam la sală între 45 de minute și o oră jumate, nu mai mult. Dar vreau să spun că în alea leșinai, dacă te antrenai cu mine, sigur că dai jos. Că dai și mai ai văzut câinele când cade pe o parte și mai dă din picior și după aia moare. Cine s-a antrenat cu mine știe, nu știu dacă mai e Vasile Mara din pe aici. Când mă înjura a doua zi când mai putea să meargă la muncă. HGV driver, lui seama un pistol argintiu de pe masă. Stai să întorc poza asta. Dar nu mai întorc, dau mai departe.
Aici tot așa de prin Japonia, pe la 27-28 de ani. Da, uite, Mircea, dar nu calculez la modul, ai văzut cum calculează unii cu cântar, cu gramaj, nu, alea e prea stresant, frate, ca să faci așa ceva. Eu sunt fan pistoale. Moldova poți deține pistol legal. Și în America și în Rusia. Bogdan Andrei. Când zici de proteine, la ce te referi? Băi, dacă mă întreb pe mine, când vorbim de proteine, vorbim de mâncare. Dacă e vorba să iei proteina, eu recomand să iei din mâncare piept de pui, piept curcan, vită sau pește. După care bagi și un shake de proteină, dar alea trebuie să mai vorbim despre ele până ajungem acolo. Cu proteina care e treaba? De exemplu, mulți cred, mamă, dacă bag multă proteină, mă fac mare. Adică tu dacă mănânci o friptură de jumătate de kilogram, gata, se pune atâta pe mine. Nu se pune, nu contează, nu suta aia de grame sau 200 de grame cât are bucata aia de carne care o mănânci tu să te va depune pe tine. Corpul o să-și ia proteine din bucata aia de carne cât are el nevoie și maxim 20, 30, 30, 30, ca să vă dați seama, 30 de grame la 3-4 ore lua lui Arnold. Deci doar atâta lua. Deci ca să iei cam la, cum să spun, să iei cam la maxim 2 ore și minim 4 ore ar trebui să mănânci, cam așa. 4-5 ore ar trebui să mănânci. Și să bagi cam 15-20 de grame de proteine. O să râzi, dar nu îl stresează copilul, cel mai mult îl enervează vremea din Anglia. Și asta e, da. Copilul mă obosește, nu mă stresează. Este dovedit științific că la prea mult testosteron scade părul. Băi, uite, Cătălin Măruță Talent a venit cu o informație pe care eu nu am n-am aflat-o până acum, s-ar putea să aibă dreptate, pentru că eu, din momentul în care am început să mă antrenez intens, cam am început să-mi cadă părul și eu credeam că părul scade de la steroizi, dar dacă n-am la steroizi, de ce mi-a căzut părul? Și stresul e, uite, și acum stresul, iar că eu în Japonia chiar n-am avut stres, aproape de 0%, știi? Și cam acolo a început să-mi cadă rău, părul. Mi-a revenit un pic când am revenit în România, apoi a început stresul din România, stresul din Anglia și mi-a căzut iar. Își devenise un pic părul. Șapca aia Adidas sau Abibas? Cum să fie, mă, Abibas? Pe bune? Nu e, mă, Adidas, dar să vede invers. Hai, mă, lasă-mă, există Abibas. Așa, aici mă antrenam în curte. Stai să mut eu asta că mă enervează cum stă aici și ea. No, parcă se vede mai bine. Ovidiu, bună seara, ce mai faci? Bună seara, Ovidiu, bine ai venit. Uite, vorbim despre dietă, o viață, stil de viață sănătos, steroizi, sală. Nu știi fake-uri Abibas? Da, nu, uite, nu știam că există Abibas fake Adidas. Da, se poate. Zero dislike-uri azi. Păi dacă primesc și acum dislike, înseamnă că bine, că mă aștept să primesc, pentru că sunt anumiți haters, sunt niște oameni bolnavi psihic, care și acum, după ce le-am dat bloc de acum luni de zile, încă caută, își fac conturi false cu Constantin Ivan, intră pe acolo, vorbesc urât în jură, doar că nu știu, dacă ei se hrănesc cu răutatea asta și... Mulți culturiști chei dacă observ. Da, am observat chestia asta, am crezut că ei se rad în cap, pentru că dacă tot se epilează, n-arată bine cu părul lung. Sau le cade de la steroizi, dar eu repet, niciodată nu am luat steroizi și nici nu am de gând. Steroizul aș putea să ajung la nu știu, să zic, dacă ar fi să ajung la Mister Olympia și să zic, bă, n-am nicio șansă să intru la Mister Olympia fără steroizi, m-aș duce să-mi fac un control la doctor, bine, un control ca lumea, adică să fac control periodic, să-mi spună cum evoluează, pentru că ce-ți fac steroizii, că de asta vreau să vorbim și despre steroizi în seara asta. Toate organele ți se măresc, nu ți se mărește doar se măresc doar mușchii, ți se măresc și organele. Și dacă ți se mărește inima de 2 ori decât ar trebui să fie, creierul încă o dată decât ar trebui să fie, plămânii se măresc organele și tu ți se mărește un pic cutia toracică, te lățești puțin, dar locul ăla unde stă inima devine înghesuit. Asta este problema. De-aia mor
Asta e cea mai mare problemă asteroizilor. Cătălin Mărțu Talent, Schwarzenegger și Columbo sunt, nu erau chei. Păi nu, știi care e treaba cu Columbo și cu Schwarzenegger? Ei au început de vreme, ei pe la Arnold, pe la 13-14 ani, la 17 ani deja el începuse să meargă la concursuri, la 30 de ani s-a lăsat, știi? Și Arnold n-a rupt-o cu steroizii, nu cred că era și alt stil de viață la ei, adică cade prea mult de la testosterona, asta e cauza. Uite că Cătălin Mărăt, atunci înseamnă că n-am nicio șansă. Mă gândeam să mă duc în viitor, nu știu, în 2-3 ani, să mă duc să-mi implantez păr în Turcia, să-mi fac implant de păr, să mai prelungesc un pic chelia asta. Care organe se mai măresc? Chiar ăla care ar trebui să mărească nu se mărește, dar în rest se măresc toate. Inima, plămânii, tot ce e în corpul tău se mărește. Știu chestia asta că am avut un coleg la muncă, un polonez, care avea astm. Deci plămânii lui nu erau dezvoltați sau nu știu. Și la un moment dat, i-a făcut în Anglia, aici a făcut legal, nu a luat el ca de capul lui, tratament cu steroizi și acum omul nu că eu am sezat că avea barta pieptul foarte lat așa și zic, bă, dar tu te duci la sală, faci numai piept. Nu, domnule, că am luat steroizi. A, bun, și faci numai piept. Nu, domnule, că am luat steroizi, că am avut probleme cu plămânii. A, am înțeles acum, știi, asta a fost. Deci steroizii sunt de fapt medicamente, numai că ăștia fac abuz și de-aia nu e bine. Căutați florile aloe vera și tăiați frunzele transversale, apoi vă măsurați ușor la rădăcina părului, măcar. Dana, dacă aș avea timp, aș pune ou, cap aș pune. Dar nu am timp. Și plus că vremea asta mă deprimă, plus stresul din Anglia și așa mai departe. Dar asta e. Poate ajung și eu mare YouTuber și mă retrag în România. Îmi fac mare sală acasă, în curte la țară, îmi fac mare sală, studio și nu mai plec de acolo decât o dată pe weekend, cine știe când mai ies mai plec de acasă, mă duc să, nu știu, o dată pe săptămână în București la vreun mall, ceva, la cumpărături și după aia rest să vreau să umblu, să plec în Japonia, să. Dar asta este ideea, ca să faci sport de performanță și în special culturist, trebuie să ai un program strict. Te-ai trezit la ora aia direct, smoothie, shake, ce-ți faci tu, mănânci, nu mănânci, trebuie să faci cardio. La prima oră când te trezești e cel mai bun cardio. Atunci ai și multă energie și atunci ai arderile cele mai bune. Prima oră dimineața, alergi 2 ore pe bandă sau măcar 40 de minute, minim 40 de minute. După aia vii, îți faci mâncare, îți pregătești mâncarea, mănânci, îți mai pregătești ce ai de pregătit. La 10-11 să fii la sală. Te-ai antrenat ori intens 40 de minute, ori mai lejer așa vreo 2 ore. Deci cum ar fi al doilea antrenament. Mai vii acasă, mai mănânci sau dacă ții mâncare la tine, mai mănânci încă o dată, îți faci treburile, ai 4-5 ore libere, poți să și dormi, poți să te și relaxezi, poți să și faci nu știu ce alt fel de muncă, după care la fel, ore luăm. Dacă știi pe Eddie Hall, un strongman, da, știu, din UK, la acea emisiune pe History cu Hall Strongman, noaptea și foloseau aparat care să ajute să respire ca să nu moară sufocați la cât de mari sunt. Da, sunt multe probleme. Ai nevoie și de terapeut la un moment dat care să-ți facă masaj pentru că ți se blochează mușchii foarte repede. Mie mi se întâmplă, deși nu sunt atât de masiv, mi se întâmplă că mă întind foarte mult după ceva. Băi, deci o de fiecare, uite acum, dacă mă forțez să mă întind după ceva care n-ajung, imediat mi se blochează, simt că o durere de aia care persistă. Am băgat și eu steroizi cu seringa doar că în zona, altă zona a corpului. Băi, eu sper că glumești, că cu steroizii nu se bagă așa oricum. Steroizii ajută la alergare, alergie. Steroizii ajută la alergie, mâncărimi de piele revine. Pielea normală. Din contră, Florine, de la steroizi faci niște bube pe tine de ți vine să zici că ai piele de 70 de ani. Îți dai vremea de acolo vă deprimă, de aici cade părul, ce păcat. Care a fost efectul. Eu, Mircea, eu cred că Chris a glumit. El a vrut să zică în altă zona a corpului. El a vrut să zică că și-a băgat steroizi. Contează unde în zona în care îți bagi. Contează că îți bagi.
șampon de argan. Da, poți să bagi ou crud, argan, aloe vera, spunea Dana. Dar dacă are de toate Cătălin Măruță și scade părul de la testosteron, la revedere, n-ai ce să-i faci. Genetica de păr. Watermelon 8-1. Creatina este bună pentru sală. Mario, creatina, știi ce se face creatina? Creatina e bună că îți dă un impuls așa, știi? Părerea mea că și pe lângă că îți dă impulsul ăla, după sală, deci dacă eu spun că proteina asta, creatina, cel mai bine să o iei în timpul antrenamentului, îți dă palpitații la inimă, știi? Îți dă energie, îți dă un pic de impuls. După care, eu mi-aduc aminte că mă antrenam, ți-am zis vreo 40 de minute și cam într-o jumătate de oră mi se scădeau, știi, că ți se pompează mușchii, ți se umflă și după aia dintr-o dată scade. Și de la creatina aia stăteau vreo 2 ore umflat. Și asta ajută, dar ea are problemă cu inima, frate, că îți dă palpitații la inimă. Trebuie, da, zic, trebuie făcute controle, trebuie vorbit la doctor înainte să faci o alegere. Steroizi se injectează în poponeț. Da, Cătălin, dar știi cum să iei? Adică câți dintre cei care folosesc steroizi știu cum să îi administreze? În țară mi s-a injectat steroizi că am prins alergie la o ciorbă și mă mâncat pe piept. La spital mi-a injectat și a trecut. Uite, înseamnă că ăsta este medicament, adică asta ar folosi ca medicament. Numai că luat în exces și cum iau alții abuzează cu el, îl folosesc în alte chestii. Dar eu am văzut, cam toți care folosesc steroizi, am văzut că sunt plini de bube pe spate, iritații și chestii de genul ăsta. Uleiul de ricină ajută. Aici eram în Japonia, în curte, dacă vedeți, asta era curtea. Deci tot spatele ăsta de acolo, de unde vin fiarele și până unde e pusă camera. Deci, cum să spun, o curticică de asta, de... Nu știu dacă avea 3 metri, 4 metri lățime și cât arată acolo. Așa încă vreo 3 metri, nu? Și intrarea era pe partea cealaltă. Îți dai seama că lângă mine erau vecini și așa mai departe. Dacă ieșea vecinul din casă, ne vedeam. Nici gar nu era între noi. La câte kilograme ai concurat? Stai că ajungem și la pozele alea, că am poze cu concursurile. Stai să vedem dacă apar acum. Nu, aici încă eram, deci îmi cumpărasem acasă, vedeți, uite acolo aerul la condiționat, sunt niște cutii pe aia, ăla era aerul condiționat al meu, următorul aer condiționat în spate al vecinului și un gărduleț acolo și mai vine încă unul, asta era un bloc de ăla de garsoniere. Aveam și la deasupra, erau vecini, dar eu aveam, stând la parter, aveam bucățica asta în spate. Unde îți mai pune o bicicletă, îți mai pune ceva. Clar că te duci la doctor pentru așa ce. Păi da, Mario, dar când iei steroizi nu-ți dă niciun doctor ca să iei tu steroizi ca să te faci mare, că sunt ilegali, știi? Un doctor îți dă pentru, doar pentru ceva anume, știi? Eu mă refer că dacă iei să te duci să-i spui, bă, uite, am luat și fă-mi niște analize ca să spună doctorul dacă ești posibil predispus să mori sau să ai vreo afecțiune gravă în corp, pentru că nu știi. Și mai e o chestie, la faza la tineri, deci dacă ești tânăr sau sportiv și faci un infart, ai 90% șanse să mori. Mai multe șanse ai ca bătrân. Și o să spui, de ce, domne, că nu are logică? Ba are. Pentru că infartul ce se întâmplă? Ai artera aia principală, se fisurează, se rupe, cum ar veni. Dacă tu ești bătrân, dacă ești foarte bătrân, ai destulă forță. Inima nu pompează așa de puternic ca și atunci când ești tânăr. Se rupe foarte puțin și mai ai șansa să se refacă repede, știi? Pă când fiind tânăr, inima puternică ai șansa să rupi de tot ăla și să nu mai are timp să mai facă nimeni nimic. De-aia ăștia care fac infarct, care sunt tineri, mor aproape toți, nu mai scapă. Ok, deci aici v-am zis, aici eram în Japonia, a doua locație unde am stat, prima dată am stat la cineva, după aia ne-am mutat aici, apartamentul a fost perioada cea mai frumoasă din viața noastră. Începusem sala serios, aici îmi cumpărasem fiare și mă antrenam în spatele casei acolo. Nu erau vecinii, nu prea îi vedeam, așa că era curtea mea toată. Aici a fost ziua soției, i-am luat cadou un
cum să-i spun, la aparatul ăsta de abdomene, pe care l-am trimis în România. Îl avem acasă. Aici eram în Japonia, o să vă arăt mai târziu niște poze. Dacă vedeți în spate acolo, este Samir Banut. A fost unul dintre preferații mei Mister Olympia. Deci Mister Olympia știți ce este, cel mai mare concurs de culturist din lume. Și Samir Banut a ajuns o singură dată în viață, dar e important că a luat titlul ăla. Și mai târziu a ajuns să-l cunosc. Eu am văzut poza asta și am întrebat pe sensei, bă, dar de ce ai poză cu el? Că văd că e semnătura acolo, autograf, ai fost, l-ai cunoscut. Și am aflat că senseiul, de fapt, a făcut și el, a fost în tinerețea lui, până anii 70, 70 și ceva, 80, când erau toți ăștia mari, Arnold și toți ăștia, era vremea lor atunci. El i-a cunoscut, a fost și el culturist de performanță, nu știu dacă am poze cu el să vă arăt. Și ei au păstrat legătura, au rămas prieteni. Și eu mai târziu, când ajung în Anglia, a fost la o expoziție de culturiști și l-am cunoscut pe Samir Banut în persoană. Numai că acum e bătrân. Ronnie Coleman a ajuns invalid din cauza exces de antrenament, greutăți prea mari și doze mari de steroizi. Nu, Mircea Coleman, știu foarte bine povestea lui, el n-a ajuns din cauza steroizilor în invalid, a ajuns din cauza că el făcea și powerlifting și culturism. Eu încerc să explic cum pot, cui pot. Culturismul nu te omoară decât dacă bași steroizi. Powerlifting-ul, aproape toți au probleme, pentru că ei, de powerlifting-ul, nu contează cum arăți, trebuie să bagi, e vorba câtă greutate bagi, că de-aia m-am întrebat câte unul, bă, cât poți să bagi la piept, cu câte kilograme bagi, băi, nu e important cu câte kilograme bagi, contează să crești, știi, oricum crește și forța, dar la powerlifterii doar forța este importantă. Și greșeala lui Coleman a fost că el făcea și culturist și powerlifting în același timp. Deci el făcea genoflexiuni cu bara în spate cu 500 de kilograme, jumătate tonă, îți dai seama, și i s-a rupt un, a făcut ernie de disc, cum se spune, când se rupe la colan acolo, se fisurează discurile alea. Și de atunci a început cu operații și fiind masa mare pe el, n-a mai putut să mai meargă la sală, dar arată cum arată. Dar el din cauza la faptul că a băgat prea multă greutate, că îi făcea efectiv în powerlifting, se antrenează pentru un concurs ceva, știi? Pe când un culturist se antrenează zi de zi. Și el, imaginați-vă că el s-a antrenat ca un powerlifter fiind culturist. Adică el făcea genuflexiuni cu 500 de kilograme ca și cum ai face tu cu 100, cu 100, cu 50. Asta a fost greșeala lui. Dar mă rog, a fost alegerea lui și asta e. Părerea mea că dacă vrei să faci sală sau mușchi, trebuie să mănânci pui cu legume. Da, Mircea, Mario, dar asta este 0,5% din toată treaba asta. Și nu mai spune, nu mai vă, că foarte mulți vă formulați greșit, nu mai spune să faci sală, spui să mergi la sală, știi? Nu este corect, știi? Pe mulți aud, mamă, tu faci sală. Nu, frate, mergi la sală, atât. Este ca o, poți să iei ca un sport, poți să iei ca o pasiune, poți să iei ca ce vrei tu, dar majoritatea sportivilor merg la sală, boxeri, ce vrei tu, orice, și ăștia care fac ciclism, toți merg la sală. Nu poți să spui că fac sală. El poate face box, ăla poate face, dar știi, merge și el la sală. Mulți boxeri sunt antrenați de culturiști. Tata avea poster cu Coleman când umbla la sală, a zis că el a activat mulți ani în poliție. Nu cred că e recomandat să comentezi la un polițist de calibrul lui. Da, Ronnie Coleman a fost polițist de înainte să ajungă cu Olimpia și a continuat. Bă, în America nu prea contează mușchii, contează foarte mult și mușchii, dar acolo te împușcă, poți să ai tu mușchii pe tine cât vrei. A făcut o perioadă, păi da, dar lui Coleman, frate, i s-a rupt colana când făcea powerlifter, nu când făcea culturism. Ai avut rupturi musculare sau întinderi? Nu, n-am avut niciodată, Zeus. O singură dată am avut la picior, la tendon, de la spălătorie din Anglia, nu de la sală. Niciodată nu m-am antrenat, nu m-am accidentat la sală. Am avut probleme cu umărul o perioadă, de asta pe la vreo 19 ani, că nu știam, am început, băgam, luam două gantere de 15 kg și făceam eu cu el, fără să știu că trebuie să o iei ușor, să faci încălzire. Aici, tot în Japonia, eram la altă sală. O să vă arăt sala la care m-am antrenat pentru
antrenamente pentru concursuri. Am încercat mai multe săli. Și în Japonia vreo 4-5 săli. Și în Anglia la fel. Mie nu-mi plac sălile astea de fitness. Mie nu-mi plac sălile personal. Sălile evoluate care... Bă, numai biciclete, stepăre și bandă. Atât. Și găsești 2-3 scripeți și o bancă. Și să bat toți pe banca aia. Mie îmi plac sălile alea vechi, frate, unde sunt numai fiare ruginite, numai, o să vă arăt acum în filmări, fier brut, frate, și să ai multe bănci, să ai multe gantere, să ai, să nu stai să te înghesui. Uite, de exemplu, de aici, dacă vă uite, era un pătrat în partea asta, erau câteva gantere și cel mai mare erau alea de 40, care eu ajungeam la 40 și nu mai puteam să mai pun, aveam ce să mai pun peste. Mă refer la gantere, că n-avea gantere mai grele. Și în spate nu mai biciclete, nu mai benzi de alergat și nu mai de asta. Culturismul e culturism, fitness-ul e fitness. Și asta parcă v-am mai pus poza asta odată. Deci, astea, pozele astea, știți că există la sală dispozitivul acela care tu stai în fund și împingi cu picioarele. Arnold a sudat o bară și făcea la piept. Te refer la presă, nu? Stai în fund și împingi cu picioarele. Chris, bună seara, bună seara, Daniela. Nu știu asta, Chris, dar presupun că Arnold Duru cum era nebun. Arnold s-a antrenat până leșina. Asta făcea Arnold. Și chiar odată, fiind iarnă, era, cum să spun, era foarte foarte tânăr, 17 ani, cred că avea 16-17 ani și era atât de cald, se încălzise în sală, că n-a s-a antrenat, văzut că te antrenezi, te încălzești, te aspar geamul de la sală ca să vină, să intre frigul de afară. Omul era nebun. Am înțeles că mulți culturiști au probleme cu coloana. Păi uite, hai să spun poza asta, încă o dată. Te uiți un pic aici, din cauza necunoștinței, frate, de-aia se întâmplă. Uite, vezi cum e la mine că țin spatele drept? Nu știu dacă îți dai seama. Eu n-am avut niciodată probleme cu spatele de la sală pentru că de la început cineva m-a învățat. Bă, oricât ai pune pe spate, oricât ai ridica, orice antrenament ai face, să ții spatele drept. Mai târziu când am ajuns să lucrez pe un fabrici în Anglia, același lucru ne spunea la instructaj, dar eu deja știam. Deci de asta se poartă centurile alea ca să îți țină spatele drept și tu, bă, efectiv, când faci o mișcare de asta, niciodată să nu ai coloana așa arcuită, pentru că toate vertebrele sunt deschise, poate rupe foarte ușor. În momentul când coloana e dreaptă și mușchii o țin drept, atunci nu prea ai cum să pățești ceva la coloană. Dar încă o dată, depinde cât pui, frate, pentru că oricât ai fi tu de solid, vertebrele alea stau pe cartilagii. Și dacă tu pui 100 de kg în spate și faci genoflexiuni, să fii sigur că alea vor afecta în timp. Dar până la urmă și alergatul pe asfalt afectează. Și, nu știu, orice muncă, uite, sunt oameni care lucrează la birou și ajung mai târziu să aibă osteoporoză, sau cum îi spune. Orice face, nu poți, nu ești prințesă sau regină să stai să îți dea cineva cu lingurița să mănânci. Ai, în viața asta încerci să previi cât poți de mult, dar tot timpul am avut părerea că fetele merg la fitness și băieții la gym, spune Chris. Da, frate, fitness-ul e pentru femei, culturismul e pentru bărbați. La noi spune, la culturism spune haltere și gantere, sau cum îi spune, dar în engleză îi spune bodybuilding, știi? Adică construcția corpului, să-ți construiești corpul. Asta este un sport, nu mergi doar la sală. La sală merge oricine. Cel mai mare culturist avea 105. Deci, care e diferența dintre a merge la sală și a fi culturist, ca să ne înțelegem? Culturismul este sport. Culturismul îl faci ca și un fotbalist, ca și un foarte lei în serios. Adică poți să și produci bani în chestia asta, poți să mergi la concursuri, poți să fii culturist profesionist, poți să participi la concursuri sau poți să faci doar pentru tine, poți să faci pentru, nu știu, ai tu Instagram, vrei tu să arăți bine. Dar trebuie să-l tratezi ca pe un loc de muncă sau ca pe un sport de performanță ca să ajungi să arăți cumva. În rest, la sală merge oricine. Nu înseamnă că dacă mergi la sală ești culturist. Eu am făcut pentru culturism. N-am ajuns să fac prea mult pentru că am făcut decât vreo 2 ani jumate. Adică pentru concurs. Și acolo chiar țineam dietă, chiar mâncam ce trebuie, chiar mergeam în fiecare zi. Adică era altceva. Acum ce fac e sală. Merg la sală.
Cel mai mare culturist avea 150 de kilograme la 2 metri înălțime. Cine era la cel mai mare culturist? Bine, nu cred că era la Mr. Olympia, poate era deformat. Că la Mr. Olympia nu doar să fii mare și să ai masă musculară, trebuie să și ai forma, știi, proporțional, să nu fii, ai ceafa prea mare, eu știu, o să ai brandul mai mare decât piciorul aici jos și chestii de genul ăsta, când ți se scad puncte la concurs. Eu am discopatie toraco-lombară, nici nu mă gândeam că pot să citesc atât de simplu cuvântul ăsta. Adică eu mă încurc la cuvinte simple și nu am încurcat la discopatie toraco-lombară. Ca să vedeți că noi românii de fapt suntem un fel de farmaciști cu toții. Și noi ziceam la frizer și ei zic hairstyling. Uite, în Anglia îi spune barber la frizer. Și cât ai câștigat la culturism? Am câștigat 100.000 de dolari. Nu am câștigat, frate, nimica. Eu acum înțeleg întrebarea, nu te iau la mișto sau chestii de astea, dar mi s-a întâmplat ca majoritatea, și vorbesc de familie, prieteni, toată lumea să mă întrebe câți bani, câți bani. Frate, nu te duci la un concurs pentru bani, te duci la un concurs pentru tine. Te duci la un concurs ca să... banii vin mai târziu dacă vin, din sponsor, vin, nu ți se dau bani. Mai ales când ești la amatori. Eu n-am fost culturist de performanță, frate, ajungi greu de performanță, știi? Am luat niște trofee, o să vi-l arăt aici, dar... nu am, din contră, am plătit ca să particip la concurs, am plătit vreo 20 de, cum ar veni acum, 20 de euro pe lună, am plătit taxă, am plătit o grămadă de chestii ca să ajung acolo, dar ajungând acolo, spun, în juriu sunt și oameni care au nevoie, vor să sponsorizeze și de obicei cei care câștigă, știi? Ai câștigat un concurs și după ce se termină concursul te contactează, vrei să ne sponsorizezi la o reclamă, la chiloți, la training, la orice. Păi mai trebuie să și mănânce, zic. Spune Itac. Da, o să vorbim despre mâncare, că mâncarea e mai importantă decât antrenamentul. Aproape. Și... adică dacă acorzi atât de mult timp pe tema asta, nici nu mai timp să mai muncești. Păi asta e, Itac. Asta am spus, diferența dintre sport și merg la sală și eu. Merg și eu la sală, știi? Nu prea merge. Dacă muncești, să muncești maxim 5 ore pe zi sau, hai să zicem, maxim 6 ore pe zi să muncești, să fie o muncă cât de cât acceptabilă. Că dacă te duci și muncești pe șantier sau la spălătorie, eu de la spălătorie am început să mă doară articulațiile, să mă doară umerii, pentru că având 80 de kilograme masă musculară pe mine, du-te și lucrează la spălătorie. Când ăia, majoritatea erau, se lipea burta de șirea spinării, 45 de kilograme, își băgau pietre în buzunar să nu ia vântul și ia și ține-te cu ăla. Când ăla venea pe lângă tine, dădea cu buretele să mișca și tu de-abia făceam jumătate de mașină, transpiram, eram flașcă, de-aia mi-am și bulit piciorul atunci, la tendonul la picior. De asta eu am căutat să, de exemplu, munca mea se află exact lângă sală. Deci aici e munca, aici e sala. Eu când plec de la muncă mă duc direct la sală. Când va deschide sala, că acum e închisă. De la muncă și sală, mă rog, până acasă fac tot așa, vreo 7 minute. De munca pe care o fac este, a muncesc afară, e fizică, dar nu este atât de grea încât pot să spun că nu mai pot să mă duc la sală, că m-a spart munca. Nu. Dar o să fac cumva pe viitor să reduc orele de muncă. Constantin, te vedem în locul lui Justin Bieber făcând reclame la... Nu, doamne, doamne ferește, Justin Bieber. Justin Bieber mi se pare poponar. Na, adică tot respectul, nu-l cunosc, nu vreau să vorbesc rău de el, dar nu este pe placul meu. Nu sunt chiar fan Bieber. Numai că Bieber, când auzi Bieber, mamă. Watermelon. Da, că nu bat până acolo. Calisthenics. Muncă doar cu greutate. Ah, da. Nu știu cum se pronunță exact, calisthenics parcă. Tu te referi la aia care se agață pe bar în parc și se poate să stea în tot felul de poziții. Da, dar trebuie să fii foarte slab, frate, ca să faci așa ceva. Și încă o dată spun, ca și ăștia care merg la circ, poate mai Iuliana Pai să confirme ea, ăștia care merg la circ să fac sporturi de performanță care îți forțează foarte multe articulațiile, umerii, coatele, genunchii, la un moment dat când îmbătrânești, ce bătrânești, la 40-50 de ani deja încep să simți, știi?
Biber, biberon, exact. Dacă prindeai un sponsor în Japonia, nu mai trebuia să muncești. Băi, nu muncești că nu te mai duci la muncă ca angajat, dar ca și angajat, dar trebuie să te duci la concursuri, trebuie să faci pentru ei la prezentări când te cheamă, trebuie să duci oriunde te cheamă și când te cheamă, trebuie să mănânci. Asta e cel mai greu, mâncarea. Deci trebuie să mănânci precum un câine. Foarte serios să spun. De ce spun asta? Un câine mănâncă, băi, boabe, îi mai dai numai boabe și mai dai oase și mai dai tu nu știu ce, când depinde fiecare cum ce își dă animalului să mănânce. Dar îi dă aceeași mâncare. Nu-i dă și dulciuri și nu știu ce. Deci tu trebuie să mănânci ca un câine și trebuie să mănânci la ore fixe. Gândește-te că trebuie să duci la un botez, trebuie să duci la o petrecere. Tu nu poți. Vrei să pierzi noaptea în club? Nu poți. Să stai pe telefon noaptea? Nu poți. Să te uiți la un film? Nu poți, că trebuie să te odihnești. Este o viață chinuită ca și culturist, dar sunt și bani dacă ajungi acolo la sală, poate să ningă, să plouă, tu te duci la sală. Uite, până acum, până la pandemie n-a fost niciodată sălile închise. Dar astea cu ce fac ăștia, da, sunt mișto așa pentru YouTube, dar nu n-aș face. BSI Squad, hai că aduci a Justin un pic după Breton. Bă, lasă-mă cu Bieber-ul tău. Ia-l tu acasă dacă vrei. Ți-a plăcut cel mai mult la culturism? Ce ți-a plăcut cel mai mult la culturism? Bă, hai să vă povestesc ce mi-a plăcut. La început eram reticent, eram, nu știu, eram, nu vreau atât de mult să mă bag în treaba asta cu culturismul. Dar v-am povesteam eu în vlogurile trecute că mă duceam la biserică la baptiști, creștini baptiști în biserica asta și înainte de concurs, deja am crescut semn, am făcut semn vreo brațul, făcusem vreo 40. Și băiatul la pastor, mă înțelegeam foarte bine cu el, îi plăcea, bă, câtă mână ai, bă, câtă mână ai făcut, știi? Și au venit atunci din Tokyo, au venit de la altă biserică, nu știu cum au venit acolo. Și v-am spus că jos se ținea predica și deasupra erau cafenea unde stăteam să socializăm. Și la un moment dat, din serină, așa, eram toți la masă, eram noi la masă aici și ăștia din Tokyo, în partea asta, erau și multe fete acolo. Și japonezii, de obicei, băi, se miră pentru orice. Orice. Ei se miră, wow, dar chiar așa, știi? Și la un moment dat, ăsta băiatul la pastor, tot așa tânăr ca și noi, vorbeam pe engleză, era de seamă cu mine, mi se pare. Noi cum stăteam la masa asta, le spune celor de la masa cealaltă, hei, nu știu cum, știți că, da, pe japoneză mi se pare că a zis, știți că Costi e culturist, face cu bodybuilding, oh, da, și el, haide mă, arată, eu, mă, că aveam chestia aia, știi, cine sunt eu, știi, haide mă, haide, și mă împingea, și zic, bine, și ce vrei să fac, încordează și tu un pic brațele, știi, și am făcut așa. Băi, și toți de la masă, wow, aplaudau și alea, zic, mamă, bine, asta s-a întâmplat în Japonia, dar ăștia mari, mari, ăștia de performanță, oriunde se duc, asta este senzația, bă, pe unde mergi, întorci priviri și nu întorci priviri ca și ești mor de beat, caz pe jos, știi, pe stradă sau ai ceva pe față sau ești polițist în uniformă, că am avut, știam, aveam aceeași senzație și când eram la muncă, când eram, ești în uniformă, toată lumea se uită pe tine, știi, și simți privirea. E, când începusem să trag și mai ales vara, mai umblam așa la maieu și arătam cât de cât binișor, mai simțeam că se întorc priviri. Dar chestia de la biserică a fost tare. Adică am simțit pentru prima oară, bă, uite, am muncit vreo jumătate de an și dietă și sală zi de zi și bicicletă și cât m-am chinuit, ca cineva să se mire de tine, știi? A fost o senzație. Asta mi-a plăcut cel mai mult prima dată. Că ești diferit, știi? Ca să prind sponsor e greu, se iau doar vreo 20 de, nu știu ce vreau să spui, itagai, dar nu e chiar așa cum crezi tu. Dacă gândești așa, bă, să prinde sponsor greu, eu sunt în România, n-am pe nimeni, nu mă ajută nimeni, deja nu-ți mai atragi, legea atracției, adu-ți aminte. Trebuie să mergi cu gândul că în viața ta asta vrei să faci, dacă asta îți place, o să faci, o să prinzi cu siguranță și sponsor. Aducea David Beckham. Acum mai da, mai merge, dar nu Bieber. Crizez cu Daniela Sugoi. Ce înseamnă Sugoi? Înseamnă marfă, nu? Daniela. Extraordinar, uite. Așa, hai să mai dăm mai departe.
Uite, de exemplu, striațiile astea care se văd aici, nu se văd decât atunci când te antrenezi intens și când scoți apa. Deci ultimele 2-3 zile înainte de concurs am scos apa. O zi n-am băut deloc, a doua zi am băut vreo câteva pahare, a treia zi, bă, mi-era o sete, n-am pățit așa sete niciodată. Dar s-a văzut, în alea 3 zile pur și simplu ești, uite cum sunt eu acum, sunt mare, știi, mamă ce mare, știi? Dar nu se vede la fel, nu se văd striații, nu se vede. E, când scoți apa, se văd striațiile pe aici, se vede super marfă. Și altă chestie, unde am participat eu, nu aveai voie să dai cu cremă, știi, să te negrești. Trebuia doar bronzat, atât. Și m-am văzut cel mai alb după scenă de acolo. Roger Moore spune, Dana Diaconescu. Mamă, Roger Moore de YouTube. Care este culturistul tău preferat din prezent? A, m-a întrebat că știe că o să spun Arnold, nu? Cătălin Moruță. Culturistul meu preferat din prezent. Aș vrea să zic nici nu știu să spun acum, că îmi vin foarte, foarte mulți în cap. Dar nu mai vine în minte numele lui. Este un... Este într-o țară de asta, după o insulă, nu știu cum ai zice. Că după, în Caraibe. Elena trebuie să știe. Că eu nu prea țin minte numele de-astea. Ia uite, mă. Ia uite că nu-mi băie ce mă enervează când uit ceva. Este... Așa la corp, uite și Kai Greene, aș putea să zic. Așa la corp ar fi fost ăsta. Ia uite ce lapsus am, băi, nu se poate. Jay Cutler este de trecut. Callum Van Mogger, mi-a plăcut de Callum Van Mogger, cine știe, mi-a plăcut când eram în Japonia, cam de acolo am început eu cu sala. De la el, când îmi plăcea cum arăta, că îl copia pe Arnold. Ia uite, bă, Rolly Winkler, gata, ăsta este culturistul meu preferat din zilele noastre. Este pentru că este foarte mare și este cam de înălțimea mea, cam aceeași înălțime avem. Da, sunt mulți, nu ai ce să alegi, că nu mai cad înainte. Dar de la Olimpia asta, Winkler aș vrea să câștige. Să mergem puțin mai departe. Phil Heath. Da, am vrut să spun de Phil Heath, Măruță, dar băi, caracterul lui e jegos, caracterul lui Phil Heath, nu-mi place. E prea îngânfat așa și Phil Heath acum câțiva ani, acum care burta a avut operația la burtă, nu prea mai, dar da, n-am ce să spun, l-am pe Phil Heath pe perete în casă. Phil Heath e printre preferații mei. La corp, când deschide gura numai, dar într-adevăr, Phil Heath acum 3-4 ani, 5 ani era jmecher. Acum nu știu dacă mai participa, dacă și-a revenit Oncescu. Băi, Oncescu avea brațe, frate, cam atât. Oncescu nu era mare. Rory Winkler, uite, a scris și Elena acum. Bogdan Zâmbăreț din serialul Umbre. Cine se uită, frate, la serial? Ești nebun? M-am uitat la Lost. O săptămână n-am mai fost om. Nu mai făceam nimic decât Lost. Mă uitam. Și am zis, gata, la seriale nu mai uit. Lazar Angelov. Băi, Lazar Angelov este un bulgar care a fost pe rețelele de socializare cel mai mare, în top. Și am poze cu Simeon Panda și cu Ulise, dar cu el n-am. Lazar Angelov, același stil ca și mine. Bubuia, da, la sală. De fiecare dată când se la sală, să bubuia. Și după care a început să cedeze corpul și să s-a umplut de steroide, de operații. După care, după câteva luni de zile, și-a revenit și apoi a încercat să și a pățit la fel, pentru că ne folosim steroizi și poate corpul tău nu rezistă, pur și simplu operații la mână, la picior. Îmi pare rău de Lazar Angelov, nu a fost chiar preferatul meu niciodată, dar mi-a plăcut stilul lui, că așa sunt și eu. Știi? Natural și băgat cu forță. Bă, mă duc la sală, nu mă duc să stau pe telefon. Făcat de el, ce să zic. Kai Greene s-a supărat tare că nu a câștigat Mister Olympia. Părerea mea că trebuia să-i dea lui Kai Greene anul ăla, chiar dacă, bă, Kai Greene merita să rămână odată în istorie ca Mister Olympia.
sincer. Îmi pare rău că s-a lăsat, că dacă mai venea anul următor. Dar că la Kai Green, cred că, știi care e treaba la ăștia care iau steroizi și care sunt de foarte mult timp, le se umflă abdomenul foarte mult și nu mai pot să-l dea înapoi. Și de acolo se vede tot. Oricât de mare avea tu brațele, cea mai mare problemă la ei este cu abdomenul. Alex Stoian. Mi se pare că Alex Stoian este ăsta cu vegan, nu? Am văzut ceva, dar nu am timp să mă uit la alții. Mihai Ciprian, salut, salam. Salut, Ciprian, dacă tu zici salam, salam să fie. Lazar Angelov a fost foarte popular și mediatizat în 2014-2016. Da, până în 2017 s-a operat. A mai revenit și acum e pe rețelele de socializare. Atunci era el în topul lui. Pentru prea puțin timp, zic eu. Asta, de asta spuneam, bă, trebuie să mergi și pe la doctor. Nu mai o ții numai așa, știi? Bă, ce se întâmplă cu pozele astea? Numai astea sunt. Stați așa că s-a întâmplat o extorsiune a unui degajament într-o apă și să încărcăm pozele din nou pentru că sunt mai multe poze și mi se încărcau numai alea. Imediat nu plecați nicăieri. A văzut cineva documentarul cu Arnold de pe Netflix, The Game Changers? Eu am văzut tot ce înseamnă Arnold, tot despre Arnold am văzut. Ia să vedem, image slideshow, ad source. Imediat vă pun folderul. Pentru că am mai multe poze să vă arăt. De fapt, abia acum încep pozele adevărate. Sper să le ia pe toate. Open. Ok. Transform. Stretch to screen. Așa e mai bine. Tescu Daniela, în documentar sunt. Stați așa puțin ca să îmi blu la setări, să rezolvăm situația asta. Hot case. N-am pe cineva care să mă ajute cu editarea. Pauză. Ok, ia să vedem. Bun. Ce ai făcut, mă nene, mă? Ce ai, bă, nene, bă, de ce nu mergi? Urăsc calculatoarele. Bun. Aici este o poză, o vedeți, nu? Se vede poza. Aici este o poză din ziar, era un ziar local, era o revistă de fapt, și unde apăream și eu la concurs și apar și eu aici în poză, dacă vedeți. Scrie și numele meu acolo mai sus. Ivan Constantin și în japoneză și în engleză. Nu știu exact ce scria în articolul ăla, dar
înainte de concurs, era un concurs de amator, dar era pentru orașul ăla, orașul Himeji, și veneau din multe locuri, era a fost ceva frumos, ce să zic. Aici eram la sală. Se vede munca, nu? O mai eu. Constantin, te gândești să te faci chiar. O să se întâmple până la urmă. Eu încerc să trag de păr cât mai pot, dar nu știu dacă mi-ar sta rău cu chelie până la urmă. Eu oricum mă iau pe aici cu zero mereu. Și aici o să mă iau probabil poate cu 2 la început, partea asta de sus și cam atât. Deci aici eram la sala de culturism, pentru, deci culturism, culturism, sala făcută de către antrenorul ăsta al meu în anii 70 și așa a rămas. Și fiarele, o să le vedeți imediat, fiarele așa au rămas ele ruginite, dar old school bodybuilding, adică sală, frate, serioasă. Uite, ăsta era în stânga, ăsta mai tânăr era băiatul lui și ăsta din dreapta era senseiul, dar mai mult vorbeam cu Fisu, pentru că și Fisu știa. Taică-su fusese antrenor, dar fusese și culturist de performanță și antrenor și tot. Ai rămas în istoria concursului, spune. Da, am rămas acolo pe site, mi se pare că American Health Club Himeji. Mi se pare că pe site încă sunt poze. Bă, da, o să vă arăt că ce mai mult m-a impresionat și cu ce mă mândresc eu, că am putut să pun steagul României într-o sală în Japonia, lângă steagul Americii, Coreea, ce mai era acolo. Crezi că este culturistul care crezi că este culturistul care a putut face mai multe, dar nu a reușit. Dacă te referi la Mr. Olympia, Kai Green, de Kai Green e vorba, sau dacă vorbim despre laser, că dacă nu s-a accidenta, adică nu ajungea să facă operații, poate că ajungea mult mai departe, cine știe. Care l-a inventat, culturismul l-a inventat Dacia, apoi a fost preluat de romani prin împăratul Traian. Eu zic că grecii au fost primii care au inventat culturismul, înainte de romani și înainte de daci și înainte de toți. În istoricul prezenta de unde vine câte kilograme. Aici eram tot așa la sală cu... Hai să întorc totuși poza asta, deși mă stresează să fac flip. Mamă, mamă, ce mă enervează. Despre asta vă vorbeam mai devreme, că ți-au făcut statuie, nu mi-a făcut statuie. Dar era singurul român pe care l-au avut vreodată la un concurs și dai seama că le convenea, știi? Eram diferit, eram din Europa, știi? Ți-au dat bani? Nu, frate, nu era ziar, era o revistă locală, știi? Nu știu dacă costa ceva sau dacă îți dădea cineva ceva. Nu mi-a dat nimeni nimic, că ți-am spus, concursul a fost... n-a fost cu bani. Am primit într-adevăr niște trofee, am primit ceva, dar nu bani. Nu a fost pentru bani. Nu era ceva, nu știu, Tokyo, să fie o revistă asta renumită, că acolo poate să dea bani, știi? Dar de obicei trebuie să negociezi, domne, când îți face pozele trebuie să spui, domne, nu faci poză dacă nu dai bani, știi? Eu am vrut să fac poză ca să fiu acolo, nu în interesul tău. Bă, încercați să vă scoateți un pic banii din cap. Banii trebuie să tinzi să ajungi acolo, nu trebuie să te gândești la bani în prima, că nu mai ajungi nicăieri. Ăsta este un aparat, de fapt o presă, deci făcut de el, sudat de el, el și-a făcut-o după cum s-a simțit el mai bine. Nu căcaturile de aparate care le vedem acum la sală, care sunt mai au puțin să pună masaj pe scaun, să spună suport de telefon și gata, mergi la sală. Multe au biciclete și așa mai departe, tablete pe ele și suport.
Ăsta este culturism. Bă, te duci la sală să simți. Uite, aici am pus, asta este cât am pus cel mai mult la picioare, 300 și ceva de kilograme. Du-te acum în săl, că de-abia găsești ce să pui pe ele. Și dacă găsești un aparat, ai ganterele sau așa, nu le găsești libere, că toată lumea se bate pe ele. Și aici eram noaptea la sală, uitați bicicleta. Imaginați-vă că eu bicicleta aia, nu mai știu dacă o legam sau nu, mi se pare că puneam un lanț. Dar fi noapte, zi, putea să vină oricine să-ți o ia noapte. Numai că în Japonia nu se fură. Și uite, veneam de la muncă, că v-am povestit. Mă duceam la muncă, mă trezeam dimineața, mă urcam pe bicicletă, plecam la muncă 45 de minute cu bicicleta, munceam la 12 pauză, băgam câțiva flotări, mâncam și dormeam puțin. De la 5 plecam de la muncă la sală, veneam aici, uite că era noapte, stăteam încă vreo 45 de minute, mă antrenam, veneam acasă, mâncam și mă culcam. Cam asta era viața mea și sâmbătă și duminică, oricum eram pe bicicletă când mergeam pe un oraș pe la cumpărături, pentru că eu n-am avut mașină în Japonia, am mers numai cu bicicleta. Și asta era cursiera mea. Bun, să mergem mai departe, să întoarcem poza. Trebuia să o întorc eu mai devreme, dar n-am avut timp. Aici eram, v-am spus, ce am zis mai devreme. Mergeam în weekend, sâmbătă, duminică. Bă, cred că stăteam jumătate de zi plecați. Plecam dimineața, ne duceam, beam cafea undeva, mâncam ceva. După care plecam la cumpărături. Căram cu după noi cutii, de, mi se pare că se vede în față la Elena acolo un coș. Aveam bicicletă de alea cu coș în față, ne puneam cumpărăturile. În drum spre casă mai treceam pe la supermarket, ne mai luam și mâncare la pachet ca să nu mai stăm să gătim. Și tot timpul eram plecați, în fiecare weekend plecam cu bicicletele, era o aventură pentru noi. Când mergeam la mare, când mergeam prin oraș, cu mașina imediat, pac, pac, te-ai dus, te-ai întors, în 2-3 ore să fie acasă. Nu, noi ne plimbam. Am avut o viață foarte frumoasă. Totul în viață se face pentru bani, mai ales... Da, asta vă încerc să vă... Să, nu vă cert. Dar asta mi s-a întâmplat când am venit în România, toată lumea, inclusiv familie, bă, bani, câți bani ai făcut, bani, bani, bani. Bă, nu e așa. Nu e așa. Că uite, suntem pe live-ul ăsta 30. Pe live-ul ăsta. Dacă ăsta este un live de 30 de oameni, intrați să vedeți la ăștia care vorbesc de bani sau de pușcărie, să vedeți cât sunt acolo. Din fericire, eu nu sunt obsedat așa ceva de bani. Uite, m-au și doi de când vorbim. Eu merg pe treaba mea, cine vrea să înțeleagă, cine vrea să cui place ceea ce fac eu, sunt mulțumit cu cât suntem. Atât suntem, mergem mai departe. Restul n-am ce să le fac. Aici eram la, nu este banca, exact banca pe care am cumpărat eu, dar era la un recycle unde mi-am cumpărat asta, atunci mi-am cumpărat banca aia. Ce frumos sunteți în toate fotografiile. Priit Japonia, da, Sara, ce să mai zic. Japonia, asta mi-a plăcut mie la Japonia. Băi, japonezii nu erau așa de, nici nu era disperarea asta după bani. Toată lumea avea de toate, știi, și aici în Anglia ai de toate, nu ai de ce să spui că nu ai. Dar românul e prea, băi, lipsește prea mult banul și mai e chestia asta după Revoluție. Lovitura de stat, pardon. După Revoluție, bă, parcă lumea a luat o razna cu libertate, să facă fiecare ce vrea, multă mâncare, să aruncă multă mâncare, multă prostie. Pe când ei de la război au avut și ei problema cu mâncarea, dar bă, ei se bucură când mănâncă, ei nu aruncă mâncare, ei nu-și bat joc de mâncare, cum facem noi. Am mai auzit rate la bancă ca să ții mâncare de Crăciun. Da, mă, lasă-mi puii mei sau să plec în concediu, să-mi fac rate la bănci. Deci la noi se exagerează prea rău, în punctul meu de vedere. Mi-am luat bandă de alergat de la second hand. Da, am avut bandă de alergat, am luat-o cu 5 lire. O vindea că e stricată. Zic, bă, hai să fiu eu cu 5 lire, poate o repar. Ce credeți? Avea sub ea, deși i-am desfăcut capacul, avea sub ea un buton. După ce am desfăcut capacul, m-am uitat așa pe un tutorial, că nu știam ce să fac. Și la un moment dat, într-un tutorial, spunea, vezi să nu fie butonul. Să nu fie vreun buton pe sub ea. Și chiar am găsit butonul, când dau apăsă butonul a pornit banda. Zic, mamă, stai să vezi. Am curățat-o, am pus niște ulei pe acolo pe unde trebuia, pe la motor. Și am vândut-o cu vreo 100 de lire sau 80, nu mai știu exact.
În schimb am o grămadă stepere, am bicicletă de cameră, nu mai am văzut-o și pe aia. Mai aveai timp să mănânci, hipera. Frate, ți-ai după tine. De-aia am termos de la de orez, ai shake de proteine, ți-ai de cât proteinele, te duci undeva la o magazin, ți-ai luat apă la jumate, ți-ai pus-o acolo, ți-ai făcut shake-ul, oriunde. Trebuie să-ți faci programul după muncă, după cum ai tu munca, după cum ai, nu știu, ești la școală, ești la liceu, ești la... asta este problema, de asta nu mulți ajung departe, nu mulți ajung culturiști, pentru că nu e pentru oricine, e greu. A, merg la sală. Oricine merge la sală 2-3 luni, îți spune că după 2-3 luni te lași. Se pare că nu-ți crește, nu mai crești după 2 luni. Păi nu mai crești pentru că nu ești așa de bine informat. Și în special cu brațe de Arnold. Da, aici am vrut să vă arăt poza asta pentru că nu mai știu cine, maică-mea parcă a văzut poza și a zis, bă, e mâna prea mare, nu e bine. E prea mare mâna. Într-adevăr, trăgeam prea mult la brațe. Asta era moartea mea, piept și brați. Român, de ce vrei să spun. Tot românii așa sunt. Mă duc la sală, piept și brați. Dar uite, de aici se vede că eu băgam și mult umăr. Se vede umărul frumos mare. Japonezii nu sunt materialiști ca și chinezii în China. Înainte să te însori, trebuie să ai da. Exact. Uite, cineva a sesizat. Moșoviciu mi-a zis, până anii 80-90 au fost multe lipsuri, lucruri interzise, lucruri deficitare. Din această cauză, în 1989, în fostul spațiu sovietic socialist, lumea s-a scăpat la libertate. Exact. Dar puii mei, frate, sunt 30 și ceva, 33 de ani de la mână de Robocop, de la lovitura de stat în 89 și parcă lumea și acum, băi, frate, dacă stai cu cineva de acasă, dacă nu vorbești de grătar, de băut, de mânca bine, BMW și, nu știu, manele și bani, nu, românul nu știe să trăiască, îmi pare rău, dar nu știu să trăiască. Dacă n-aș face sală, cred că ajung cât casa. Este foarte important să faci sport. Da, dacă te-ai apucat să faci sport și nu prea poți să te mai oprești. Dar sportul îți prelungește viața. Am auzit aberații la modul că, cum domne, că dacă faci sport din contră, îți scurtează viața, că bătăile inimii, nu știu că, bă, lăsați-mă cu prostiile astea. Și picioare când, spune Daniela. Băi, într-adevăr, în primul 2015, când am fost la primul concurs, n-am avut picioare, de-aia am și luat locul 4, că n-am avut picioare, dar rest, aveam brațele cele mai mari și pieptul, eram ok, aveam pătrățele, dar picioarele am făcut în al doilea an, în 2016, când am și plecat acasă și n-am mai luat nimic anul ăla. Ba nu, am fost la două concursuri în anul 2016, la unul am ăsta care l-am făcut în Himeji, care era de un nivel așa mai low, mai mic, am luat 5, deci mai puțin. Da, am făcut în picioare, dar nu mai putut să fiu la fel de striat ca în primul an. Și după aia am fost la un, în septembrie am fost la asta și nu, în noiembrie la altul, mai da, un alt nivel și acolo n-am mai luat nimic. Dar acum cam de 2 ori pe săptămână, când o să încep sala, o să revin, cam de 2 ori pe săptămână bag picioare. Încep luni cu picioare, marți piept cu spate, miercuri de obicei pauză, joi mai bag ce rămâne brațe și umeri și mai bag încă o dată picioare. Și dacă mai am timp un weekend să mai bag și zicem o sâmbătă, mai bag încă o dată piept. Ce fani ești? N-am avut picioare. N-am avut picioare mari, asta am vrut să zic. Da, am avut normal, așa am fost, n-a fost chiar să zici că... Uite, încă un aparat pe care nu-l găsești în nicio sală, făcut de el, sunt niște fiare sudate și pune acolo un disc. Bogdan, poți să-mi spui, te rog, o dietă? Uite, asta spun o dietă simplă, frate. Ia și scrie, ia-ți un caiet și scrie. Spune o dietă pentru cei care vor să slăbească. Bun. Din punctul meu de vedere, oricine slăbește. Dacă ți deci dieta asta pe care vă spun acum, foarte simplă, că vrei să te faci mare, că vrei să slăbești, pe pentru toată lumea, că ești bătrân, că ești tânăr, că vrei să faci de performanță, nu are importanță. Unul la mână, trebuie să scrieți pe foaie de hârtie, dacă nu vedeți vlogul ăsta, live-ul ăsta și notați mâine. Unul la mână. Scoți zahărul.
Bă, când spun zahărul, maxim o linguriță de zahăr. Dacă ai pus o linguriță de zahăr în cafea, nu mai mănânci nimic dulce. Dacă vrei să mănânci ceva dulce, atunci învață-te să bei cafea fără zahăr. Cum poți să faci chestia asta? Cu gheață. Vă spun că merge, că am făcut-o. În timp te înveți cu gustul ăla. Deci îți faci cafea, o lași să răcească, o bagi în frigider și ți-ai pus niște cuburi de gheață și bei cu paiu. Și spun sigur că o să-ți placă cafeaua aia, dacă vrei neapărat să bei cafea, dacă nu renunți la cafea. Ceaiul să bea și fără zahăr. Deci, dacă am scos zahărul de dimineață, vrei neapărat să mănânci o prăjitură o dată pe săptămână, atât. Și nu mănânci un kilogram. Sau, cum am spus, o ceva mic înainte de sală ca să-ți dea un pic de energie. Deci, ăsta este primul lucru, scoți zahărul. După care scoți sarea. O să spui, nu poți să scoți sarea care și-a rolul ei, ba da. Pentru că în orice mâncare, carnea are condimentele deja sărate. Dacă ești tu 100%, ai tăiat tu găina în curte și știi tu 100% sigur că n-ai băgat sare, încearcă oricum să o reduci, pentru că românii mănâncă foarte sărat. Sarea îți reține apa în corp. Apa, lasă și tu niște apă într-un pahar, o săptămână, două, să vezi cum se putrezește. Deci apa este foarte dăunătoare dacă nu o scoți afară. De-aia este foarte important să faci cardio. Dar băgând sare, apa aia rămâne în corp, să reții apa. Deci dacă ai scos zahărul și sarea, după care scoți sucuri acidulate, Coca-Cola, nu zic Coca-Cola, orice suc acidulat, orice înseamnă chipsuri, de-astea, nu mănânci decât mâncare reală. Mănânci mâncare simplă. Deci tu vrei dietă simplă, corpul la fel și el are nevoie de mâncare simplă ca să poată să digere mâncarea mai repede. De exemplu, în loc să mănânci nu știu ce ou cu nu știu câte prostii cumpărate, băgate în el, condimente, maioneze și așa mai departe, sau prăjit în ulei, sau cum vrei tu, omletă cu nu știu câte bași tu în omleta aia. Nu. Ia, mănâncă ou fiert. Mănânci ou fiert. Vrei să faci un piept de pui. Nu pui nimic pe el. Ți-ai eu de asta, un grătar de asta electric, ți l-ai pus pe geam, ți-ai aruncat pui acolo, așa cum îl iei fără să pui nimic. Pui puțină sare dacă vrei, dar decât n-ai lasă să fie, nu o să mai mănânci iar. Dimineața mănânci fie o omletă cu pâine, dar eu vă recomand orez. Deja am început să dau prea multe informații, nu? Dar da, asta puteți să notezi. Ai scos sare, zahăr, dulciuri, sucuri. Asta este cel mai important de scos. Dimineața când te trezești, ca să o luăm de la zero, bagi cardio. Dacă ai posibilitatea, 45 de minute, jumătate de oră minim, pe stomacul gol. Păi decât un pahar cu apă, cu lămâie, cu ceva de genul ăsta. Dacă ți-e foame foarte rău dimineața, mănânci, dar încă o dată spun, simplu, că mănânci, vrei tu omletă, mănâncă omletă, dar mănâncă o omletă cu o felie de pâine și cu, nu știu, încă maxim mai pui niște peanut butter peste pe pâinea aia. Nu te apuca să bagi brânzeturi și nu știu câte nebunii, multă sare și multe de-astea, știi, să mănânc, mamă, mănânc cu bacon, mănânc cu ceapă, cu... Eu înțeleg că vă place mâncarea, dacă vrem să slăbim, trebuie să 4-5 luni de zile facem chestia asta și după aia mai încep să mai dai gust la mâncare, vezi că te îngrași, mai scoți din sare, știi, și tot așa. Cel mai rău te îngrașă carbohidratul. Carbohidratul înseamnă pâine, orez, paste, mălai, chestii de genul ăsta. Cel mai indicat este orezul, cel mai bun carbohidrat. Numai că nu multă lume știe să mănânce orez, cum să mănâncă orezul, cum să mănâncă, domnule, că nu are gust. Pentru că de fiecare dată când mănânci, trebuie să mănânci cu ceva lângă. Că mănânci cu carne, că mănânci cu legume, trebuie să ai ceva lângă. De-aia spun că nu trebuie să pui sare. Dacă ai deja niște legume lângă el și niște carne, ai pus puțină sare pe carne, nu trebuie să pui nimic în orezul ăla, pentru că deja ai sare în carne. Eu dacă mănânc, se pune pe fund, burtă, șolduri, picioare, niciodată pe piept sau pe mâini. Pentru că nu te antrenezi destul de mult, frate. Ți-am spus, uite, o să încep să fac, când o să dea drumul la sală, o să încep să fac un live la sală, efectiv. Mă duc la sală, mă antrenez și fac un live, să vă arăt cum mă antrenez eu. Pentru că pur și simplu nu mai e Vasile aici, nu știu de ce a plecat, poate omul s-a băgat la somn, nu fi obosit, să vă confirme că nici nu mai putea să mai meargă la muncă, nu mai era în stare să meargă la muncă a doua zi. Dar antrenament, dacă nu mergi la sală, măcar dimineața faci un cardio, ții o bicicletă de cameră, două un naiba de bicicletă cât poate să coste, să faci o investiție. O bicicletă, pardon, sau o bandă. Sau mergi, alergi într-un parc. Trebuie să te trezești la 7 să mergi la muncă, te trezești la 6, te-ai dus, ai alergat, ți-ai luat decât o apă după tine și ai făcut asta la prima oră. După care îți faci o văzu,
Sau mă rămânești tu, dar mănânci dimineața, trebuie să mănânci dimineața. Nu mă interesează că nu poți să mănânci. Nu există așa ceva. Mănânci, te forțezi ca să-ți înveți corpul să mănânci. Mănânci de dimineață, mai mănânci la 12 și mai mănânci seara. Dacă vrei să bagi și niște shake-uri între, bine, dacă nu, vrei să slăbești neapărat, mănânci o dată dimineața și o dată seara și mai bagi un shake de proteine pe la 12, să zicem, în jumătatea zilei. Și eu fac sală de mese. Eu știu, vă place mâncarea și mie îmi place mâncarea. Asta e cea mai mare problemă a mea, că îmi place prea mult să mănânc. Dar când vreau ceva serios și când mă apuc, mă apuc, știi? Dacă tu nu faci antrenament, măcar la sală de mese. Când tu ridici furculița, da. Acum vorbeam serios. Deci dacă ați reținut până acum ce am spus și ați notat lucrurile astea, dacă țineți lucrurile astea, nu prea mai contează așa de mult ce mănânci. Contează ce scoți. Asta am spus. Am spus ce trebuie scos. Le scoți alea cu ce rămâi. Rămâi cu mâncare. Restul sunt junk food. Fac acasă sport și încă nu mă duc la sală. Am corp atletic, dar vreau să mă îngrași încă 3-4. Nu trebuie să te îngrași. Trebuie să pui masă musculară, e diferență. Că poți să te îngrași să pui la... Făceai sală în liceu. La liceu n-am făcut sală, m-am apucat după liceu, dar la liceu am făcut rugby. Și în perioada liceului pot să spun că vacanța de vară munceam pe șantier. De acolo am făcut spatele ăsta așa mare. Serios, după șantier l-am făcut. Nu știu dacă se vede bine. Se vede că e V-ul ăsta și totuși am burtă și tot se vede forma asta. Asta după șantier, de la găleți. Știi? Și trapezul tot așa. Găleți. Dar eu când am început să merg la sală, majoritatea nu fac umeri. Și dacă nu ai umeri, fii drept așa. Știi? Brațe, puțin brațe și puțin piept. Nu trebuie să faci, este un lucru foarte important să faci și umeri. Este important să bem apă, exact. Apa este foarte, foarte importantă. Trebuie să bei, zic eu, minim 2 litri de apă pe zi. Dacă mergi la sală, poți să ajungi vara, de exemplu, să ajungi să bei și 4, 5, chiar și 5 litri. La început trebuie să te forțezi. Dar eu așa am slăbit. Am renunțat la sare, zahăr, exact cum spun la televizor, sare, zahăr și grăsimi, alcool, fumat, am înlocuit cu sportul. De ce am înlocuit cu sportul? Ca să mă las de fumat, trebuia să-mi ocup timpul. Era la muncă, făceam ceva, acum am timp liber, bă, hai să alerg, hai să iau bicicleta și ieșeam cu bicicleta în oraș. Apa e bună, dar nu în cantități uriașe, un om a murit din cauza că a băut prea multă apă. S-a topit sarea din... Bă, dacă a băut prea multă, cât apă a fi băută, înseamnă că... Un om a murit, poate că a murit un om la... Un miliard din ăștia care bea prea multă apă. Hai să fim serioși. Sportul e foarte important. Eu am 46 de ani, dar nu par datorită eforturilor pe care le fac, sport, mâncare, etc. Tu și oricare dintre noi, cu voință reușim, exact. Păi, nu știu dacă am pus aici, când am venit cu Elena din Japonia, m-am împărcat întinerit. Și sincer, mă uitam la restul, bă, parcă săracii îmbătrâniseră și toți frunțele alea încrețite și stres și supărări. Asta e România, din păcate. Dar mai mult, vreau să spun mai mult că... Ia uite-l pe ăsta. Bă, dar de ce stai tot timpul mai de frate tu ăsta, 6, 5, 6, de ce tot timpul vorbești de frate tu și nu vorbești de tine niciodată? Daniela, masa musculară pentru băiat de înălțime și... A masa musculară cât pentru... Încă un băiat e, stai să citesc după telefon că nu mai gata, m-a lăsat... A masa musculară cât pentru un băiat de înălțimea și vârsta mea, am fost la o verificare, la grăsime stau prost. Am trapez V-ul de care spui abdomen și tot ce trebuie. Da, din Daniela, și dacă tu te apuci, dacă tu te antrenezi intens la sală, tu poți să devii imediat. Poți să participi la concursuri dacă insiști un pic. În cazul meu, eu am probleme cu îngrășatul. Eu mă îngraș foarte repede. Așa e, nu pare foarte important. Ca să scoți apa din corp, merge și cu bere. Da. Bagă bere, frate, sigur, merge. Constantin, ce părere despre oamenii care fumează înainte de sală? Băi, dacă vrei să mori, fumează și mergi la sală. Mori în momentul în care
faci sport, când mergi la sală, ți se deschid porii din plămâni. Deci e mai periculos. Mai bine nu mai faci. Dacă vrei să fumezi, să nu vrei să te lași de fumat, nu mai. Eu am spus să înlocuiești, că dacă te lași de fumat, să înlocuiești cu sala. Deci după ce te-ai lăsat, te apuci de sală. Nu te apuci de sală și fumezi, că mai bine. Ce înălțime am? A, Cristi, întreabă pe Daniela. Bine că nu m-a întrebat pe mine. Aici băgam, nu știu cât am băgat, că nu văd. Ia să vedem dacă se vede pe... Să dau mai mare. Nu știu, dar e, oricum e... Asta e să mă uit la poză, cum am aici. Să vă spun cât am pus pe ganterele astea. Da, nu știu, cred că sunt, nu se vede, că nu, degeaba dau zoom că nu se vede. Cred că sunt de 40 de kilograme, deci 80 de kilograme ar fi acolo. 25 cu 25, nu sunt 25, frate, sunt, de 25 sunt alea de jos, dacă vezi că sunt unele puse așa și unele așa. Astea sunt alea mari de 40. Dar asta nu băgam, forțam foarte, rar băgam 40 cu 40, adică 80 la piept, două gantere. Și eram și cu capul în jos aici. Forțam foarte rar. Eu în rest băgam așa. Începeam cu gantere mici de 7-8 kg, 10 kg, 15 kg. Eu fac foarte multe serii și foarte multe repetări. Și când simt eu că m-am încins, m-am încălzit, atunci mai forțam un pic cu gantere de 25, 30, 35 și rare ori băgam, ajungeam la 40, dar aici cu ajutor, pentru că aveam ganterele alea care sunt puse așa, îmi puneam, mi le rezemam aici pe ele și când le luam de aici. Știi? Ca să nu te accidentezi. La mine 1,82 m și 73 kg. Da, și eu am 1,68 m și 80 și ceva de kilograme, 83 de kilograme. Cel puțin cu 8 luni în urmă m-am cântărit acasă. Aici era concursul ăla despre care vorbeam, au venit, ăștia erau vedetele care au venit la concurs, ei nu concurau. Ăștia erau profesioniști. Știi? Ăsta, de exemplu, din poza are peste 50 de ani. Știi când se vor deschide sălile în UK? Bă, ar trebui să se deschidă acum, în martie. Dacă n-au prelungit până în octombrie. Bă, dar ce are, mă, nenorocitul ăsta de calculator astăzi? Am început iar cu pozele astea. Doamne ferește! Eu îi dau să-mi ia niște poze și mi-a alte poze. Image slideshow. Imediat vă pun pozele de la concurs, că alea vreau să vi le pun. Dar nenorocitul ăsta de calculator își bate joc de mine. Hai să băgăm jumate din ele măcar până la concurs. Ok, până aici. Open.
Așa. Banca asta care o vedeți aici, Constantin, varianta afroamericană. E o mare de rapidă, dacă mănânc bine, merg la baie scurt timp. Banca asta care ați văzut-o în curte, ajunsese să o duc la muncă, aici era la muncă, în ultimul loc de muncă din Japonia, ajunsesem să-mi duc banca la muncă și în pauză mă antrenam. Ce te-a determinat să faci sală, mai bine zis culturism? Păi Sara, vreau să spun că m-am, și aici era japonezul, un coleg de-al meu a încercat și el să se antreneze, mare greșeală. M-a inspirat Arnold de când eram mic copil. Am mers, v-am zis, tot timpul am avut așa o viață sportivă, am avut bicicletă, în liceu am făcut rugby. În Japonia am avut pe japonezi ăștia care m-au împins de la spate. Dar cred că oricine dacă... Mamă, mamă, ce... Păi... Transform... Uitați-vă și voi, omul ăsta are... Dacă se vede poza, nu? Se vede, nu? Care este greutatea ideală în funcție de... Nu există nicio greutate ideală, Daniela, pentru că unii avem oasele grele, alții avem mai multă masă musculară, alții avem mai multă grăsime în corp. Greutatea ideală este atunci când te uiți în oglindă și îți place ceea ce vezi. Dacă ți se pare că trebuie să mai slăbești, trebuie să mai slăbești. Dacă trebuie să mai pui pe tine masă musculară, trebuie să mai pui. Rotește, spune Zeus, da. Sper că vedeți bine, poza asta este cu un japonez la vreo 70 de ani, 60 și ceva, dacă nu chiar 70. Deci te-a lăsat să te antrenezi. Da, pentru că, băi, în Japonia toată lumea trage cu tine, frate, până și ea de la muncă știau că participi la concurs și ca să mă susțin au zis, băi, le-am spus, am propus chestia asta, nici nu mă așteptam să accepte, știi? Bineînțeles că trebuia să-mi vadă muncă, dar aveam mâncarea undeva, aveam un frigider aici la muncă și îmi pusesem, aveam ouă fierte, mâncam foarte multe ouă atunci în perioada aia, mâncam și 10-15 ouă pe zi, dar nu mâncam în fiecare zi. Mâncam o perioadă, după aia schimbam, băgam și la 2-3 ore mă duceam la frigider la un ou fiert, băgam, știi? L-a deranjat un pic pe șeful, dar m-a lăsat în pace. A zis, bă, ok, vine concursul, după concurs, gata, știi? Dar m-a lăsat să vin cu fiarele la muncă și să mă antrenez. Și au venit toți colegii de la muncă, au venit și ăștia după la biserică atunci când am avut concurs. A fost frumos, adică ne făcusem o comunitate frumoasă acolo. Păcat că nu făceam YouTube pe vremea aia să vă arăt, să fac live-uri și... Dar, vara asta, primăvară, o să încep să ies pe afară, să finez până Anglia, poate iau să iau interviuri pe la oameni, pe stradă, o să fac ceva frumos, o să vedeți, că o să crească canalul ăsta ca... Aici am ajuns și eu prima dată la 42, parcă am 42 în braț. Îmi aveam cap să fac 50 până acum, da, n-am mai ajuns. Poate mă văd și eu mis, de fapt sunt, vai mama mea. Daniela, depinde ce vrei, cât de mult îți dorești. Dacă îți dorești foarte mult, reușești. Dacă nu îți dorești foarte mult, nu? 41 jumate. E, aproape acolo. Dar când trăgeam, deci să mai umflu un pic, când știu că atunci când băgam brațe, ajungeam la 42.
Și ăsta era, ăsta a câștigat concursul, băiatul ăsta, el l-a câștigat. El avea, lucra la un restaurant, era restaurantul lui taicăsu și zicea că, bă, mă mulțumesc că lucrez la restaurant, că mănânc foarte multă carne. La 2 ore mânca. Dar s-a antrenat, n-am văzut cum s-a antrenat așa ca ăsta, s-a antrenat foarte, foarte intens. Apropo, dacă aveți, vreți, uite, aveți aici, aveți în dreapta jos Instagram-ul meu, Facebook-ul, Patreon, le aveți aici dacă vreți să intrați acolo, că o să pun poze, o să pun. Și încă o chestie, dacă vreunul dintre voi, cei care sunteți acum pe live, aveți Patreon, intrați la Patreon că am pus filmulețul cu mașina, că am rămas cu mașina în drum, ce am pățit zilele astea. Dacă nu mai intrăm mâine, intrăm pe live, luni sau marți îl postez pe YouTube. Dacă vreți să-l vedeți mai repede, intrați pe Patreon și îl vedeți acolo. Cât ai în braț, 47 la reci. Aș vrea eu, frate, la cât am, acum mai am vreo 39-38 și când merg la sală ajung la 40. Atunci aveam 42 când mergeam la sală. Bă, îmi cer scuze pentru pozele astea, n-am avut timp să le aranjez cum trebuie. Da, uite, asta îmi place mie la o sală, bă, să nu fie multă lume, să nu te înghesui, să nu stai să aștepți după careva. Și așa, când mai dau de o sală de aia unde e foarte aglomerat, văd că ea, banca ocupată, fac la altceva. Nu contează, nu stau așa, știi, să nu vin cu caietelul, să fac dieta de asta cu gramaj, știi, să pun cântărelul, nu. Eu v-am zis ce trebuie făcut, trebuie scos. Asta trebuie. Primul lucru, bă, scos căcatul. Ei, vă, pe englezii ăștia vin la muncă, singurul lucru bun din pachetul ăla este măr. Mereu au mere la ei. Sau un fruct, o banană sau o portocală. Bă, tot timpul. În rest, în fiecare zi, bă, două, trei punguri de alea de chipsuri. Nu mai mâncați căcaturi. Alea sunt chipsuri, alea sunt pline de sare. Nu uitați, Costi are un grup pe Facebook, se numește exact, pe Facebook Planeta Japonia și un grup și o pagină. Unde și Cristescu Daniel ar trebui să pună ceva, că și ei astea administrator acolo și Ivan Elena mai pune și Lili, dar Lili nu cred că a pus niciodată, sau Iuliana la fel. Poate facem acolo un live ceva despre Japonia. Și aici este poza legendară cu spatele lui Ronnie Coleman. Să văd dacă pot să măresc puțin. Spatele ăsta, vă repet, pentru cine nu mă crede, l-am făcut după șantier, când eram la liceu și când ești puștan 17-18 ani, 16 ani, 15 ani, atunci imediat te transformi, s-a transformat corpul foarte bine. De la găleți, de la roabă, cărat, de la lopată, de la cazma, de la asta mi s-a mărit spatele, dar l-am mărit foarte mult cu gantera, că ați văzut antrenamentul ăla care stai cu gantera și tragi cu gantera, trebuie să tragi drept. Ați înțeles? Deci asta este mișcarea. Spatele cât se poate de drept aici, 90 de grade, și când ridici tot la 90 de grade. Și vii cu mâna cât se poate de jos, aproape să atingi podeaua, și vii aici la 90 de grade, să vină cotul la 90 de grade, da? Dar spatele să fie drept. Și să faci foarte multe repetări. Asta e toată vrăjeala. O să fac live-uri după în sală, când se deschid sălile. Deci asta e tat. Vă las să vă uitați un pic la poza asta, că mă retrag, mă duc până la un minut pauză de publicitate.
Am revenit. Hater publicitate. Wow, ce s-a întâmplat cu poza? Unde a fugit poza? Mamă, ce s-a întâmplat, frate? Ok. Hai să mergem mai departe. Și asta o poză tot așa, e aceeași poză, dar e altfel. Poziția. Muzica gantelor fraților. A fugit poza. Deci asta este o sală care îmi place mie, așa aș vrea și eu să-mi fac o sală, dacă o să ajung vreodată să-mi fac sala mea. Multe ferestre, să fie lumină, să fie undeva la parter, fără stepere, fără biciclete, dacă se poate 2, 3, 4, maxim 4 biciclete sau benzi de astea de alergat. Și restul să fie numai fiare, uite, numai fiare de astea, erau ruginite, grele, adică toate discurile erau grele. Te duceai acolo când trage, când plecai de acolo, veneai rupt. Folosești omega 3, da, bineînțeles. Vitamine, îmi pun vitamine în apă dimineața și mai pun și lămâie uneori. Vitamina D, vitamina B12, omega 3, o grămadă. Bă, nenorocitul, iar bă, iar nu mai îmi ia pozele toate, mă. Ce părere despre aparatele multifuncționale? Alea sunt bune pentru când ai spațiu în casă undeva. Dar ce, prima oară trebuie să ții gantere, bară, bară Z, după aia. Imediat să mai băgăm câteva poze. Nu știu de ce nu mi-a toate pozele odată, trebuie să le... Trebuie să le iau pe rând. Aici am mai pus o poză ca să vă arăt că ne plimbam foarte mult prin oraș. Chiar și iarna. Asta era viața noastră. Ne plimbam toată ziua cu bicicleta și aveai și unde să te plimbi, sincer. Uite, orașul ăsta Himeji, aveai și palmieri. Așa, climă frumoasă. Bine, zăpada asta a fost, cred că, singura care am prins-o și imediat s-a terminat cu zăpada. După... ce știe Ivan? Naposim, nu. Nu folosesc naposim. Uite, aici mergeam la mare, aveam, era 15 minute de la distanță, 10-15 minute de acasă la mare cu bicicleta. No, iar trebuie să umblu la setări. Urăsc calculatoarele.
Eu folosesc ulei de Kiril, de Alaska, Omega 9 Plus. Dacă m-a durut inima, o iau pe pastilă roșie spre negru, instant întreci. Știu dacă e ok să te doară inima, frate, la vârsta ta. Ce vârstă ai? Chiar lumea în Japonia mergea la plajă. Da, uite, de exemplu, aici eram cu bicicletă cu coș în față. Asta a fost prima mea bicicletă. Important este să asimilezi cât mai mult Omega 3, 6, 9, cel mai mult se găsește în pește. Da, eu mănânc și foarte mult pește. Și în Japonia, tot așa, mult, mult pește. La posibil erau făcute din... Da. Nu mai citesc. Și în sfârșit vin și pozele de la concurs. Că ar trebui să locuiești în Japonia, că îți place extrem de mult. Aș vrea, dar nu e așa simplu. Nu e așa simplu, frate, să mergi acolo și să... Trebuie să știi limba, trebuie să... Am vorbit despre Japonia. Eventual să-ți iei cetățenie japoneză. Dacă ți iei cetățenie japoneză, trebuie să renunți la ea de român. Asta e nasol. Ce părere despre uleiul de pește? Ce părere să am? Eu folosesc, când folosesc ulei de sasame. Cum îi spune? Și asta este poza, una dintre poze. Vedeți în spate drapelul României, lângă drapelul Americii, avem Coreea acolo, Coreea de Sud și ce mai era, Japonia în stânga. Dar știu că ai vorbit, dar că e aiurea să îți placă undeva și să nu fie acolo. Așa este, frate. Este foarte aiurea că trăiești acolo, cu gândul acolo. M-am adaptat și la Anglia, nu pot să spun că chiar urăsc Anglia sau ceva de genul, dar atunci când vezi ceva care îți place atât de mult, nu mai poți să te concentrezi la altceva, nu poți să mai dorești altceva. Language barrier destul de nașpă, dacă... Da. La alfabet nu mai vorbim de alfabetul japonez, că... Taiwan. Așa, da, bravo, 23, e Taiwan. Drapelul. Frate, nici nu... Ce loc ai luat? Locul 4 aici. Nici nu știu să citesc numele la ce scris acolo, frate. Băi, încercați să vă feriți de pastile. În afară de vitamine și de proteine, a reprezentat România în Japonia. Da, dar era un concurs de pentru amatori. Nu eram la vreun mare concurs. Era vorba despre cum ar fi în oraș. Să zicem, în București, pe București, la amatori, nici măcar la profesioniști, sau pe Ploiești, sau pe un oraș anume. Clima în Japonia este mai blândă decât în România. Sunt 4 anotimpuri, sunt la fel ca România. Sunt 4 anotimpuri, dar iarna nu e ca iarna, adică nu ajunge niciodată la minus 20 de grade, maxim minus 2-3 grade și în rest predomină căldura. Ceva de genul cum ar fi, hai să zicem, Spania sau Italia, cam așa este clima acolo. Din ce cauză au japonezii dinții ca și drujba din alimentație? Da, nu mănâncă căcaturi, asta e. Cum te simțeai când te urcai pe scenă în chiloți? Băi, prima dată nu mai știam cum mă cheamă. Asta a fost prima. Se pare că ești mult mai mare decât ăia.
Bine, acolo n-am poza aia, vezi că erau mai multe categorii, erau, ăștia erau bătrâni în spate de acolo. Ai o construcție faină, bravo pentru efortul depus. Eu m-am antrenat ca și Arnold, astea au fost antrenamentele mele, am vrut să arăt ca Arnold. Prima dată, eu cum am urcat pe scenă, prima dată a fost, fiindcă eram și străin și am fost favorit, m-au pus pe mine să deschid concursul, adică să vorbesc la microfon. Și vreau să spun că dacă nu învățam pe de rost poezia aia care mi-am pus-o pe o hârtiuță și am învățat-o pe de rost, mă blocasem acolo, pur și simplu la niște emoții, dar nu poți să dai seama. Locul 4 din câți? Nu mai știu câți eram. 20 din cei care am participat, îți dai seama. Taiwan nu aparține de China. Nu neapărat. Este, din câte știu eu, Taiwanul este independent. Și felicitări și locul 4. Da, nici nu mai am să câștig. Eu chiar nici nu vreau să particip. Asta era chestia. Chiar nici nu-mi doream să particip, dar m-au convins. A zis, bă, și dacă vrei să renunți în ultimul timp, nu mai vii. Să te țic dacă nu știi, nu faci mușchi, se retrag. Știu, știu. Dar nu s-au retras chiar așa. Adică m-am îngreșat, dar nu, masa musculară nu mi s-a dus de tot. Încă mai încerc pe acasă să mai antrenez. Mai... China zice că e tot al lor, dar de fapt este reconstituit, recunoscut și de alte țări. Taiwanul este o insulă. Da, face parte din China, dar uite, asta e una dintre preferatele mele. Ăla din spate, dacă vedeți în spate, sunt doi bătrâni acolo, ei au participat separat la seniori, dar ăia din spate au peste 60 de ani, dacă nu mă înșel. 50-60 de ani, ceva de genul ăsta. Poate reușesc să vă arăt o filmare cu ăsta din spate, să vedeți ce posing are, să vedeți ce mișto. Acum cine știe ar putea să zică, da domne, ai bine, ești definit. Dacă eram dat cu negreala de aia pe mine, să vedeam mult mai marfă. Mănânc și fast food. Mănânc fast food doar când mai trec pe la Mec, așa, rar de tot, sau mai mănânc de la arabi, pui. Dar pui ok, atât timp când nu-l umpli cu maioneze și cu să spun, îl mănânci cu orez sau mănânci cu lipie, dar e ok. Încerc să mănânc cât de rar fast food. Când n-ai timp ce alea mai mănânci, știi? Sau mai poftă de un Mac, mai mă duc într-o dimineață, în weekend, la o dată pe o lună, la 2-3 luni, mai merge și ne luăm un meniu și cam aia e. Dar încerc pe cât pot posibil să mănânc acasă, să-mi fac singurul mâncare. Nu era chiar așa de slab la picioare, dar în comparație cu corpul ar fi trebuit să fi avut picioarele mai... Dacă aveam picioarele mai mari aici, cred că puteam să iau locul 2 sau chiar și 1. Dar la Olimpiada, la Sochi, când a intrat Taiwanul, președintele Chinei s-a ridicat în picioare și aplaudă ca și cum a intrat China. Da, mă, ei vor să-și ia și Hong Kong, vor să-și ia și Taiwan, vor să-și ia tot înapoi. Mici asta, știam că și eu că China este suverană. Ce părere aveți de poza asta? Deci eu m-am mai antrenat, v-am spus, până liceu, pe la rugby. Prima oară când am intrat într-o sală de fitness a fost la 18 ani, am stat decât vreo 2-3 luni, m-am lăsat bicicletă și chestii de astea, dar aici, în poza asta, aici v-am spus 4 luni de zile, am venit în Japonia, primul an am mers așa la sală pe unde puteam, dar când am apucat de antrenament serios, intens, 4 luni am ca să ajung așa. Da, n-aveți nicio treabă cu pozele mele, voi vorbiți de Taiwan și de China. Ăsta mi se pare că a câștigat. Sau puștul la mai tânăr, nu mai știu exact. Vezi, avea picioarele mai mult mai mari asta. De câte ori mănânci orez pe săptămână? Cum de câte ori mănânc orez pe săptămână? Mănânc orez în fiecare zi, mănânc orez în loc de pâine. Ovăz, încerc să mănânc ovăz în fiecare dimineață, o masă de orez și una cu legume. Deci,
ovăz cu banane, ar fi cu proteine, adică proteine locuitor banană, un shake sau două, o masă sau două de orez cu pui sau cu altă proteină și seara pardon, încerc să mănânc, dar nu reușesc mereu. Dar am cam înlocuit orezul cu pâine, nu prea mai mănânc pâine, mănânc mai rar pâine. Merită un aparat de fiert orez. Da, frate, de ia-ți mașină de orez. Am și vlog pe canalul ăsta, ca să vezi și cum funcționează. Îți iei orez și mănânci în loc. Spune, uite, astăzi mi-am luat un sac de orez, am dat cât am dat pe el. Parcă o bliere pe un sac de 5 kg și mi ajunge vreo 2 luni de zile. Și ai pus un căuc de la de orez, apă și programezi mașina să facă orezul și gata, mănânci două persoane dintr-un căuc de la sau mănânci de 2 ori. Dacă în 4 luni ai ajuns să arăți, înseamnă că ai avut antrenorul actorilor din 300 spartani. Nu, frate, dar munceam foarte mult, munceam și mergeam cu bicicleta, de, încoată spun, 45 de minute cu bicicleta dimineața până la muncă. 45 cu minute, 30 de minute de la sală, de la muncă la sală, 45 de minute antrenament intens, după aia de la sală acasă iar cu bicicleta. Deci m-am forțat atât de rău încât după 6 luni de zile când m-am oprit, mi-am luat o pauză, n-am putut să mai mă ridic de jos. Deci efectiv nu m-am ridicat de jos. Uite, ăsta de exemplu era american și el a participat la concurs. Mi se pare că a luat un loc mai bun decât am luat eu. Hai să vi-l arăt pe animalul ăsta. Uitați-vă cum arată asta. Deci, nu știu dacă am poză cu el lângă mine. Ăsta e mână de 50. Așa arată un braț de 50. Și nu era pentru... Adică el nu venise pentru concursul aici. El a venit pur și simplu, a primit un telefon dacă vrei să vii ca invitat. Ăsta era campionul Japonii la studenți, ca să știți, băiatul ăsta, vreo 22 de ani, 23 de ani, ceva de genul ăsta. Americanul este înalt, da. Cred că vin mesajele un pic mai târziu. Deci ăsta avea braț de 50, dacă îl pui lângă mine, animal. Animal, dar cum să spun, când îl vezi lângă tine nu pare animal, frate. Pur și simplu, pentru că noi ne imaginăm, mamă, culturiștii ăia cu striațiile alea, păi ei, domne, e prea mare. Uite, vezi, nu era, aici nu era în forma de concurs el. Aici nu era în forma de concurs. În forma de concurs e mult mai mare și mult mai striat și cu vopseaua aia pe el se vede mult mai bine. Și ăsta e bătrânul care era retire bodybuilder, dar încă se mai ducea la sală, mai mergea pe la expoziții de astea, cum ar veni. A, uite, uite poză cu mine lângă el, stați așa să întorc. Bine, mai e și o chestie. Eu fiind mai aproape de aparat, par aproape cât el. Dar de fapt este o iluzie aici. M-am dat eu mai aproape de cameră. El era mult mai mare decât pare aici. Mamă, ce se vorbește de Hong Kong aici și de independență și de ce aveți. Facem într-o seară vlog despre China și Hong Kong. Dar uitați-vă cum e pieptul de mare la el, uitați-vă cât a umărul, cât a bicepsul. Da. Ia uitați-vă la poza asta, deci pe lângă puștul la mare, frumoasă construcție. Pe lângă puștul la mare avem aici două domnișoare de numai 66 de ani în stânga și în dreapta 67. Ia spuneți ce părere aveți. Da. Totuși suntem 47 pe live-ul ăsta. Un live despre culturism, despre
sport, viață sănătoasă. Bineînțeles că românul nu prea se potrivește, pentru că mare parte românii sunt pe grătare și pe mânca bine, vorba aia, știi? Gras și frumos. Mircea, tu n-ai înțeles un lucru, frate. 67 de ani și cealaltă 66. Cât timp ai făcut culturism, ai încercat să nu mesteci proteine și carbohidrații? Să nu amesteci proteine și carbohidrații. Nu, n-am făcut așa ceva. Mâncam echilibrat. Deci dacă le dai, cum să spun, una dintre femeile astea, am văzut-o din spate și nu mi-am dat seama. Când s-a întors, zic, mamă, deci, serios, corp de 35, femei la 30-35 de ani arată așa cum arată femeile astea, la 60. Și ăla la fel, cât are, ăla din mijloc, 63 de ani. Ați înțeles? Și uite lista aici, avem și o listă, hai să o fac mai mică un pic. Unde eram și eu? Unde eram și eu pe aici? Uite mai aici, la jumate. Aveam 27 de ani. Cu ce poți combina orezul? Frate, uite-te pe canalul meu, uite-te la vloguri despre Japonia, uite-te pe pagină, pe Instagram, mai pun acolo, cu pește și cu legume. Poți să pui cel mai bună combinație, orez cu brocoli și cu piept de pui. Pui puțin sos de soia și cu, hai să zicem, să dea gust ceva, ce vrei tu, puțină maioneză sau ketchup sau ce vrei tu. Știi? Orezul, trebuie să te gândești că e în loc de pâine. Mănânci ouă, ochi sau omletă, nu mănânci cu pâine, mănânci cu orez. Și ce mai pui tu acolo, lângă omletă sau lângă pește, lângă piept de pui? Mamus tare gras și frumos, copilul meu din România, mental. Da, exact, dacă nu e asta, atunci ce e? Poftim. Poza cu care mă mai mândresc și eu. Din revistă. A fost în revistă. În orașul lor acolo. Amintiri frumoase. Am două trofee. Am revista asta, o țin. Mai am pozele. Mici bere sarmale. Da, bă, avem și noi mâncarea noastră tradițională. Dar dacă am putea să ne abținem, să zicem, să ținem și noi un post negru înainte de Crăciun și de Paște, și să mănânci bine de Crăciun și de Paște, și restul anului, frate, să-ți ții o dietă cât de cât, să mergi la sală măcar de 3 ori pe săptămână, dar dacă vrei să faci ceva, într-adevăr, să se vadă, trebuie să 6 din 7 trebuie să ții dietă strictă și să mergi la sală. Cei mai longevi sunt japonezii și italienii, pentru că nu mănâncă orice. Nu mănâncă și să nu sunt stresați. Mersi, îmi place mult orezul. Cred că o mașină de orez m-ar ajuta să. Bă, uite-te la vlogurile mele mai vechi în care am vorbit despre asta și uite-te că am un vlog în care am prezentat mașina de orez pe care o am eu. Și aici încă un invitat, tot așa. Asta este culturist profesionist, și vede. Dar nu, ce nu-mi place mie, de exemplu, în poza asta nu are pieptul destul de mare. Italienii mănâncă, măi, italienii care mănâncă macarone multe sau paste multe sunt ăia grași, că și italienii au grașilor, nu sunt toți așa mici. Și japonezii au sumo, dar nu predomină, adică e ceva rar să vezi un japonez obez. Uite ce corp frumos. Cum ai putea să spui, nu-mi place, domne, știi? Să arată așa. Dar uite, în poza asta, ca să arăți așa, nu trebuie să fumezi, nu trebuie să te droghezi, nu trebuie să mănânci. Când zic de grătar, ok, poți să mănânci grătar, din contră, e ok să mănânci grătar. Dar eu zic, tac, să te uiți la ăsta și vedem mâine despre ce vorbim. Mâine vorbim, ca să te liniștesc, o să facem un Q&A și o să întrebați ce vreți și vorbim despre ce vreți voi.
Dar eu te sfătuiesc să fii, mai ales că presupun că ești și tânăr, să încerci să-ți transmiți ceva important, interesant, care te po îți poate schimba viața. Găsesc mașina pe care o ai aici tu în România. Da, uite-te la vlog și de acolo te poți să te inspiri că cum arată mașina aia de orez, îți găsești modelul genul ăla. Sau comandă-ți, frate, din China, după Amazon și-ți vine. Îmi pare rău că nu sunt foarte mulți oameni interesați de sport, dar eu încerc să promovez ceea ce cred eu că e bine. Acum, aici, la forma asta aș fi putut să ajung dacă v-ați uitat la pozele care le-am pus mai devreme și n-ați vorbit de China și de Coreea. Artă în tot ce face, exact. Uite, îmi place cum gândește Sarah Connor. Nu te supăra. Nu mă supăr, frate, dar știi cum e, ca și cum te duci undeva, te uiți la un film și întrebi pe cineva la jumatea filmului, dar mâine la ce film ne uităm, știi? Te uiți la cinematograf. Dacă îți place filmul, ești prins acolo, ești băgat în ele, știi? Eu îmi dau seama că, din respect față de mine, poate stai, știi, și nu-ți place și tot te uiți, dar îmi pare rău că nu încerc, să, nu pot să, nu reușesc să atrag cât mai mulți către sport, către stilul ăsta de viață. Momentan nu pot să merg la sală, că v-aș face și de acolo. Nu prea ne interesează că noi o să fim așa, nu o să fim așa. Deci, păi, da, deja dacă tu ai plecat cu gândirea asta că nu o să fii așa, nici n-ai cum. De câte ori pe săptămână este ok să mergi la sală? 2 zile prea puțin, prea puțin, frate, minim 3 zile. Deci dacă în alea 3 zile trebuie să cuprinzi toate grupele, piept, spate, brațe, picioare, când le prinzi, n-ai cum. Eu te sfătuiesc, dacă ai posibilitatea să începi de luni, încep cu, nu știu, să zicem să faci cardio 2-3 ore măcar. Bicicletă, bani, iau o bicicletă și plimbă-te până oraș, 2 ore. Imediat să duc 2 ore, ți-ai pus căștile la urechi, mai mers într-un parc, ai alergat, ai făcut ceva de genul. După aia te mai duci marți, joi și sâmbătă la sală. Dacă ai făcut chestia asta, bagi luni, ți-am zis, faci un cardio ceva, după aia bagi piept cu spate, apoi faci picioare și ultima oară faci restul, umeri, brațe și ce mai câte repetări faceți la tracțiuni, la bar. Dar cine le numără, frate? Eu număr doar când fac cât o mână, știi, ca să nu fac mai mult cu o mână și mai puțin cu alta. Japonezii mâncau mult cantitativ sau puțin? Nu, mănâncă puțin, dar bine. Adică mâncare diferită, echilibrată în caloric. Dar ei nu mănâncă de 7 ori pe zi. Uite, și aici pare rău că e prea multă lumină. Doamna care avea 67 de ani, nu? Fără stație chimice. Deci asta este toată vrăjeala cu sportul și cu culturismul. Băi, e o altă viață. Pe lângă faptul că trăiești mai mult, nu ajungi la bătrânețe să fii cocoșat, să nu poți să te mișchi, ești prea gras, să te ia inima, să te ia ficatul, să te ia probleme, o grămadă de pastile să bagi în tine. Eu văd ca pe o artă a frumosului, dar în today's world McDonald's este mai important decât să mergi la sală. Plus că dacă ar fi toți așa făcuți, ar fi un singur șablon. Și tu vrei să faci parte din turma de oi sau vrei să faci parte din oile alea care părăsesc turma? Și grătarul e sănătos, dar să nu fim. Nu, mă, la grătar e sănătos dacă nu pui, uite cum spune Slime ASMR video, să nu pui, eu știu, cartofi prăjiți lângă și bagi mici și alte cârnați. Ți-ai pus 2 pulpe de pui, nu mai mult, și pui un orez lângă cu salată, gata, ai șmecher cu grătarul. E foarte bine să mănânci așa, poți să mănânci. Sincer, e vorba de la români, nu ar vrea să facă sală, mă refer la cei tineri până în 30 de ani, dar mulți sunt ocupați cu muncă, alții pe lângă muncă. Nu există, frate, nu ne spuneți mie așa ceva. Păi dacă eu mă duceam în fabrică și munceam, ți-am spus, mă duceam cu bicicleta până la fabrică 45 de minute, nu 10 minute, 15, 45 de minute. Cum ai tăiat tu București în două, dacă o luăm așa. Și mă antrenam 45 de minute, o oră jumate uneori, 5 zile pe săptămână, sâmbătă și duminica tot pe bicicletă la cumpărături, că toată ziua mai pe bicicletă eram.
Deci făceam 2 zile de cardio. Bă, dar plecam dimineața, veneam seara. Înțelegi? 2 zile de cardio plus în fiecare zi cu bicicleta de la muncă până acasă, până la muncă și de la muncă la sală și de la sală acasă. 6 zile, 5 zile pe săptămână sală intensă și în pauză băgam abdomene sau flotări. Deci nu veniți voi cu scuze că n-ai cum, că cu munca, cu nu știu ce. Îți construiești viața în așa fel încât să fii cu casa mai aproape de muncă, să îți găsești o muncă cât de cât să nu fie prea solicitantă fizic, dacă se poate. Loredana Studiu, în ce părere ai despre postul negru, cel doar cu apă, parcă ai mai zis în alte vloguri, postul negru te salvează viața, îți omoară celulele canceroase, de câte ori ții post negru, trebuie să știi, să fii conștient că e perioada în care celulele albe omoară celulele canceroase. Deci dacă vrei să nu mor de cancer, asta este una dintre prevenții, lucruri pe care le poți preveni. Ține post negru măcar de 2 ori pe an, sau o dată dacă poți. Vrei să spui că masa musculară e mai util cardio? Dacă vrei să pui masa musculară e mai util cardio. Da. Deci cardio, știi de ce e bun cardio? Pentru că cardio îți arde caloriile, carbohidrații și atunci îți vine să mănânci. Cu cât mănânci mai mult, cu atât pui mai multă masă musculară. Asta este treaba. Mulți cred că dacă faci cardio nu mai pui masă musculară. Nu e adevărat. Este o prostie gândirea asta. Bineînțeles, nu te duci să faci 2 zile de cardio și 2 zile de sală. Știi? Să bagi. Pentru că și mersul la sală și trasul de fiare, tot sală este, tot cardio faci. Arzi foarte mult. Și cu cât ai mai multă masă musculară, cu atâta ai mai multe motoare ca să arzi, ca să zic așa. Păi nu, spune Ita că nu acoperi toate grupele. Ba, poți să acoperi toate grupele dacă știi să... Uite, de exemplu, aici v-am zis că în primul an... Ai, mă, lasă-mă! Ia uite, bă, ce face asta. Vă povesteam că în primul an am avut picioare și în al doilea an m-am îngrășat. Am făcut picioarele mai mari, dar nu am mai putut să mai dau burta jos, nu mai văd pătrățele. Vedeți poza? E ok carne de porc. Nu. Fără carne de porc. În special șorici. Băi, carne de porc e grasă și șoriciu acolo, pentru că porcul are pielea foarte groasă, nu poate să transpire, toate toxinele se opresc acolo. Deci evitați carne de porc. Eu am scos carne de porc. Mănânc carne de porc decât când n-am încotro. Post negru e fasting. Da, fasting. I-au dat de ei denumirea de fasting, dar de fapt e post negru sau Ramadan. E ca să nu recunoască că Biblia este corectă și așa, domne, am studiat noi la Harvard și spunem fasting. În loc să spună, da, domne, au avut dreptate ea cu Biblia lor și că e bun postul. Uite, antrenamentele fizice au ca efect direct și îmbunătățirea funcției cerebrale. Exact. Foarte mult. Păi, e foarte, foarte important. Ai fost la băile termale din Japonia. Da, era moartea mea. O fură japonez. Deci nu vă place poza, nu discutăm despre poze, mai bine nu mai le puneam. Poți în 2 zile să faci toate grupele. Nu am zis, nu știu când am spus eu că în 2 zile. Am spus că nu e bine să faci 2 zile de cardio și 2 de sală. Păi și poți să le faci în 2 zile, le împarți, știi? Dar asta nu are rezultate foarte bune. I-am spus minim 3 zile și una de cardio. Nu era în formă maximă aici. Da, n-am putut să mai dau jos cum am dat în primul an. Dar având în vedere că în primul an ați văzut cum arătam striat și n-aveam picioare, uite aici ce picioare mari aveam, dar n-am mai putut să mai dau jos ca în prima dată. Asta era în al doilea an, când am participat. Dar nu mai eram la fel de panicat. Nu ai înțeles ce am zis, frate, nu că am zis eu. N-am zis eu 2 zile. Și uite cum era asta. Nu, aici am luat locul 4, aici am luat locul 5. Aici.
Aici a fost ultima oară când a mers. Cineva la 130 de grame. La primul concurs a luat locul 3, nu, Elena, ai uitat tu, la primul concurs a luat locul 4, la al doilea a luat cu 5 și la al treilea n-a mai luat nimic. Sau a luat 3, 4 și după aia, nu, ba nu, așa a fost. Da, uite că am greșit eu. Locul 3 prima dată, al doilea locul, a doua oară locul 4 și al treilea concurs n-a mai luat nimic. Bă, eu nu eram aici în poza asta. Uite cum poți arde grăsimea cel mai rapid din partea de jos a abdomenului. Din poză. Băiatul e uscat. Nu sunt eu în poza asta. Sau vin mesajele mai târziu. Cred că vin mesajele mai târziu. Băiatul ăsta de aici a luat locul 1 atunci. Sau locul 2. Locul 1 sau locul 2. Am poză cu el și din sala. V-am pus-o mai devreme. Da, 3 și 4 așa e, am uitat. Ce sunt 4 ani de atunci. Uite-l cum e. Mi se pare că ăsta a luat 1, da. Era foarte, foarte bine definit. Contează și posing-ul, contează și cum e starea ta atunci când intri pe scenă, dacă ești bine dispus, dacă ești. Ia uite-l, zici că era. N-avea nici el chiar picioare așa mari, dar. N-avea nici el picioare așa de mari, dar oricum era cel mai definit acolo, cred. Sarah Connor. Unul dintre cele mai importante efecte ale sportului asupra corpului este normalizarea nivelurilor de glucoză, insulina, leptina, optimizând funcțiile respiratorii pentru insulină și leptină. Da, e foarte important ce spui tu aici. Încă o chestie legată de insulină și de steroizi, că n-am vorbit mai deloc de treaba asta. Poate mai revenim mai târziu dacă mai stăm, cât avem deja, 2 ore jumate. Mulți culturiști își fac injectabil steroizi și insulină. Și ca să înțelegeți, corpului când îi dai insulină injectabil, la un moment dat, pentru că corpul el produce singur insulină și testosteron. E dacă ei ăștia care bagă steroizi și insulină injectabil, la un moment dat corpul nu mai produce el, pentru că este învățat să-i dai. De asta mulți ajung să facă diabet mai târziu și după aceea să-și facă insulină injectabil pentru că și-au făcut ca proștii dinainte. Eu nu mi-aș face insulină nici dacă ar fi să particip la Mister Olympia. Unii nutriționiști spun că nu este recomandat cardio dacă slăbești, ca cel din poză pierzi masă musculară. Păi da, asta este și știința din spate, că culturiștii fac ceea ce face 1% din populația planetei. Să și slăbească, să și crească masa musculară în același timp. De-aia, în partea de iarnă, mănânci mai mult, se îngrașe foarte rău și după aia încep în primăvară până în vară să slăbească drastic și după aia când vine concursul, scoate apa, scoate în ultimele luni când se apropie concursul, scoate sarea, scoate zahărul. Nu trebuie să scoți sarea total, complet, dar trebuie să reduci aproape de zero. Pentru că oricum ar fi în mâncare, oricum, când cumperi carne, oricum are sare în ea ca să reziste, că altfel nu rezistă. Aici am luat-o cu clonare, am luat-o cu altele. Uite și trofeele. Poza cu trofeele mele. Le am în România. Mănânci dulciuri dacă da. Ce fel de. Nu, bă, normal nu recomand. Problema la mine e că îmi place foarte mult mâncarea și în special dulciurile. Încerc să nu mănânc și când prind, mănânc, de exemplu, dacă e să prind o ciocolată, o mănânc pe toată. Ce dulciuri mănânc? Îmi plac mult astea, prăjituri și chestii de astea, torturi. Dar încă o dată spun, recomand să mănânci doar la o aniversare sau de Crăciun și de Paște și de Revelion, atât. De 3-4 ori pe an dacă mănânci, mănânci bine, te saturi și gata. Restul anului trebuie să le eviți. Hai că mai merge o prăjiturică mică la o cafea în weekend, la o lună de zile, dar nu să ții la tine, nu știu, să ții la tine la pachet, să ții câte o ciocolată în fiecare zi sau chestii de genul ăsta. Dar poate sunt obligați unii să-și facă insulină. Nu, frate, își facă insulină pentru că are legătură cu creșterea masei musculare. Nu știu exact de ce.
Știu ce fac, ce face, fac hormonii de creștere, testosteronul, steroizii ăștia injectabili, nu știu exact de ce, dar eu știu că își fac insulină și la un moment dat ajung, își fac injectabil și la un moment dat ajung să o facă pentru că nu mai produce corpul. Și ăsta este un factor major ce contribuie la starea generală a sănătate, a prevenirea bolilor cardiaci. Înseamnă că de la inimă pleacă treaba. Super, felicitări. Și mi-mi plac torturile, prăjituri, ciocolată, peanut butter. Da, uite, de exemplu, un ceva dulce care, pe care ți-l poți permite, dacă ai băgat pâine prăjită, să zicem, dimineața două felii, dacă ți-ai pus peanut butter și miere și banană și scorțișoară pe o felie de pâine, ți-ai făcut mare desert. Și este legal. Mircea, ești în Praga. Asta este primul, la primul concurs. Ăla cu chiloții negri era la al doilea, unde eram mai mare la picioare, dar nu mai eram definit. Și aici când mi-a dat trofeu. Deci chiloții negri, deci concursul 2, da? Primul concurs am fost cu chiloții roșii, am să-mi țină, să-mi poarte noroc. Al doilea am luat, mi-am luat negri. Și aici a fost anul în care am participat la două concursuri, v-am zis, înainte să plec acasă. Și eu iubesc dulciurile. Păi da, n-ai cum să nu iubești dulciurile, pentru că zahărul din dulciuri provoacă dependență mai rău decât cocaina. Ca, la fel și cu fumatul. Când spui la un fumător, domne, trebuie să te lași de fumat. Nu pot că îmi place să fumez. Păi normal că îți place să fumezi, că e drog. De-aia îți plac și dulciurile. Astea sunt droguri. Asta este una dintre pozele mele preferate. Și aici aveam părul mare prins în coadă. Jeleuri. E tort Praga și Kiev, se fabrică franzeluța de la Chișinău. Deci, nu știu cum să spun, dar eu sunt dependent cu dulciurile. V-am spus că îmi place să mănânc și asta e cel mai greu la un culturist. Să faci sport și să te abții de la mâncare. Cel mai greu lucru. Restul, sala mai e cum ai. Asta e bine, să mănânci sănătos, gen orez, dacă bagi dulciuri și fast food în timp ce se depune pe pereți. Da, păi ce rost are să mai... Pă bune, acum, ce rost are să te apuci să mănânci... Bine, orezul nu e neapărat de dietă. Orezul pentru mine... mie îmi place să mănânc orez. Nu mâncam până atunci, mâncam pilaf, de exemplu, cum se face în România, cu ulei, cu... orez cu lapte, la fel. N-are nicio treabă. Când le-am dus la japonez, nu le-a plăcut. Sunt dulciuri și torturi din miere fără zahăr. Sora mea face prăjituri din miere. Și mierea, frate, conține zahăr. Și ananasul conține zahăr. Și fructele. Nu trebuie să crezi că dacă nu pui zahăr, zahăr nu există zahăr. Bai. Și Doru și Delia sunt pe live. Să fie sănătoși. La mine cred că este mai mult cacao decât zahărul. Ce e cu cacao? N-are nicio treabă. Nu te îngrașe cacao. Zahărul te îngrașe. Gianni Hânga cu lui plictisitor, spune, păi da, nu vezi că suntem 40 acum, pe live? Ce să vorbească Doru și cu Delia, să se laude Doru, cât de viață frumoasă are el. Ce sport îți place cel mai mult? Mie îmi place culturismul, cel mai mult îmi place. Mi-a plăcut rugby, când n-am făcut puțin în liceu. Îmi place notul, dar nu atât de mult. Bicicleta, îmi place să mă plimb cu bicicleta, la fel de mult îmi place, dar cel mai mult culturism, adică să fiu în sală, să fiu acolo. Bei cafea. N-am mai vorbit cu Doru Itag, n-am mai vorbit cu Doru și cu Delia de atunci. Beau cafea, da, beau cafea, dar încerc să renunț la ea sau să beau mai rar. Și acum o să încep să beau cum beam în Japonia, cu gheață, fără zahăr. Băi, ăsta cu 6, 5, 6, 8, GG. Sunt fumate, frate, glumele tale. Mai schimbă glumele, că s-a plictisit lumea, sincer.
știu, e alții, bătrâni, bătrânei. Uite și tu cum arată. Nu ți-e rușine să fii tânăr și să spui, domne, nu pot, că eu n-am timp? Nu ți-e, n-ai, ce scuză ai tu? Voi credeți că oamenii ăștia nu au muncă? Ăștia nu sunt profesioniști, culturiști profesioniști care trăiesc de așa ceva. Dar omul, după ce vine de la muncă, se duce la sală. Majoritatea, nu neapărat în România, că nu vreau să vorbesc prea rău de România, dar la majoritatea în România, după ce vin de la muncă, bagă o bere. Hai să fim serioși. Am văzut o bucată pe live de-a lui Doru și Delia, doar vorbe multă și multă plictiseală. Cafea cu gheață, cum se face? Cum să faci? Faci, dacă știi cum se face expresul, dacă ai mașină de cafea, îți faci un expresul de la că ai văzut că e cam atâta și ți-ai pus gheață peste și după ce se răcește să mai face cantitate mai mare, un pic să mai slăbește din tărie. Costi, la mine nu e vorba de îngrășat, pot mânca dulce la greu, știi, zic de dulciuri, că îmi place tot ce... Da, Daniela nu te ajută cu nimic dulciurile. Trebuie să mănânci proteină. Probabil că dacă tu mănânci dulce, îți trece foamea și de-aia nu poți să pui pe tine. Trebuie să mănânci mult... Apropo, să vă arăt aici poza asta. Vă las un pic să vedeți poza asta și după aia, uite, asta este un culturist profesionist. Și o să vă arăt, să vedeți cum arată fără bluza aia pe ea. Deci pur și simplu o vezi pe stradă, pe... E cred că era braziliancă, mă retrag, mică frumoasă. Sara mai rămâi decât un minut ca să pun poza asta. Și după aia îți spunem noapte bună. Și mulțumim că ai fost aici pe live. Nu neapărat se îngrașe zahărul, afectează dinții și altele. Mierea naturală are zahăr. Dacă beau în fiecare zi 2 litri de Pepsi, eu cred că n-ai vrut să pui întrebarea asta, cred că ai glumit. Ce spuneți de poza asta acum? A? Filipine, da. Deci acum, pe bune, Rafael, dacă tu chiar ai glumit și chiar bei 2 litri de Pepsi pe zi, înseamnă că tu nu o să trăiești mult, sau dacă o să trăiești, o să zici, cum, domne, mor de la cola. Ba da, de la, da, pentru că atâta zahăr să bagi, tu gândește, ia pe vârful la linguriță, atâta trebuie să bagi tu zahăr în corp pe zi. Și tu gândește că într-o bagi, cred că 200 de grame în fiecare zi din Pepsi-ul ăla. Ăla trebuie să-l bei o dată la săptămână, în weekend, poate chiar la lună. Frate, bea apă, nu mai îți distrugi rinichii, îți distrugi corpul. Sunt dependent de Pepsi. E bine că recunoști, că îți dai seama, că realizezi. Serios, frate, vezi că nu e bine ce faci. Mai bine apucă-te de fumat, apucă-te de droguri, decât să bei atâta cola, atâta Pepsi pe zi. Te omoară, efectiv te omoară. Aici dimineața. Ah, stai că Sarah Connor e în Japonia, mă, doar a alergat. Ce să zic, o zi frumoasă atunci, Sara. Ți-am lăsat poza asta așa, ca pe încheiere să îți dea motivație, știi? 0,5 litri Pepsi are 10 lingurițe de zahăr. Ia uzi. Ivan, dacă vrei să faci performanță în culturism, România este paradisul. Cele mai potente substanțe erau la îndemâna oricui, acum nu mai e ca înainte. Da, dar eu nu vreau să... Rafael, ok, mulțumesc. Frate, serios să spun, eu nu încerc să te sperii sau să... Dar nu e bine ce faci. Știu că un văr de-al meu... Tot așa, dădea maica să bea numai suc, suculeț, atât, bă, suculeț, a ajuns să s-a îngălbenit la față, nu știau ce era, l-a dus la spital, l-a băgat cu plămânii, cu rinichii, pardon, aproape să moară copilul. Deci e periculos. Trebuie să, tu orice bagi în corp, să depune pe tine, trebuie să fii foarte atent. Și să spun, de câte ori văd femei de genul ăsta, mă simt nașpa că eu, ca bărbat, nu sunt la nivelul ăsta. Da, frate. Și bine, acum era, ai văzut, are pe ea training-ul ăla ca să transpire în el, sunt niște chestii aici, dar nu arată așa, știi, în viața normală arată ok, arată atletic. Când se pregătesc pentru concurs și scot apa și să văd striațiile alea și să dau cu cremele alea, știi, se colorează, atunci e un pic diferit. Mulțumesc, o duminică frumoasă. Mulțumim și noi, Sara, că ai fost aici. Spor la alergat. Să nu alergi pe asfalt.
Măcar atât sper să știi, de fapt, chestia asta. La mine e că tot timpul trebuie să beau ceva. Bea apă. Puneți lămâie, puneți într-un borcan, puneți într-un borcan lămâie cu miere și după aia îți spui, după câteva zile când se macerează, am arătat eu la un moment dat, pui într-o cană, puțin pe fund și pui apă fiartă peste. Și ți-ai făcut mare limonadă. De ce aproape toată lumea bea cola ca pe apă? Din cauza reclamei. Și pentru că are zahăr. Și noi îți mulțumim, Sara, că ai fost aici pe live cu noi. Ne vedem mâine seară, dacă mai intri. Ok. Mai sunt câteva poze pe aici. Parcă nu-ți vine să bei un lichid de culoare neagră, totuși o bem. Red Bull pentru energie. Bă, eu mai beau și eu cât un Red Bull când, nu știu. Hai să zicem că beam Red Bull cu whisky sau vodka cu suc de mere. Când mai consum alcool, îmi place să beau ceva gambarimas, da. Cola și Pepsi conțin cafeină și multe alte substanțe care dau dependență. Da, dar bă, nu te ajută. Cum să spun? Ca să fii, dacă vrei să ții la sănătate, trebuie să mănânci mâncare simplă. Bă, ce mănânc? Mănânc ou, mănânc carne, mănânc legume. De ce mănânc? Pentru că carnea conține proteine, ou conține proteine. Orezul, carbohidrat, am nevoie de carbohidrat, am nevoie. Am nevoie de legume, am nevoie de vitamine, am nevoie. Asta e nevoile le ei. Tot ce nu ai nevoie este un compromis pentru tine. Deci orice ai băga în corp, trebuie să știi pentru ce iei. De exemplu, tot dacă mănânci o bucată de tort, o felie de tort, trebuie să știi că aia nu te ajută cu nimic, o iei pentru că îți place să o mănânci atât. Știi? Îi dai tu ceva creierului, un pic de endorfină. Pepsi cu lămâie și pormol negru merge bine. Merge, frate, dar merge când, cum să spun, la o nuntă, la un botez, la o petrecere, la o aniversare, de câteva ori pe an, maxim. Îmbunătățirea bunei dispoziții, spune Sara. Hashtag apă, lămâie, miere. Bun, e ok. E foarte bine. Dar poți să faci tot felul de smoothie-uri în ziua de astăzi. Ai, caută rețete. Măr verde cu... ce să spun? Poți să pui cu morcov, măr verde cu morcov. Nu știu dacă merge chiar așa de bine. E adevărat că ouăle ridică colesterolul în corp. Bă, hai să vă spun care e treaba cu ouăle. Era la spital. La spitalul de Arși. Am auzit pe cineva care avea o rețetă de 20, nu le exagerez, 20 de ouă pe zi. Și eu zic, bă, că colesterolul ăsta, la asta mă gândeam și eu. Stai, doamne, puțin. La Arși, care e faza? Colesterolul creează țesut nou în corp. Știi? Dacă tu n-ai nevoie de țesut nou în corp, ești sedentar, nu știu, ești taximetrist și nu faci sport și nu arzi, nu e bine să mănânci atâta ou, știi? Și special gălbenuși. Dar dacă, cum era asta situația lui la Arși, la spitalul de Arși, că avea arsură, avea nevoie să refacă corpul, chiar dacă să te îngrași un pic, dar ca să se refacă corpul, știi? Să creeze țesut nou. La culturism la fel, pentru că tu când te antrenezi ca și culturist, îți distrugi, cum să spun, ți se rupe țesut și ca, după aia tu când bași proteină, ți se repară. Așa se creează, să construiesc mușchii mai mari. Să rup mușchii, să pun la loc, să rup, să pun la loc, să fac din ce în ce mai mari. Deci pentru culturiști, pentru sportivi, pentru chestii de genul ăsta poți să mănânci ouă, sunt indicate. Eu mâncam 10-15 ouă pe zi în Japonia înainte de concurs. Dar mai scoteam din gălbenuși, ouăle de prepeliță. Sunt cele mai bune ouăle de prepeliță. Astea le-am mai pus pozele astea. Haideți să vă arăt poze, niște poze mai marfă. Să dea ouăle. Nu ridică colesterolul, este o gândire greșită. Asta am spus și eu. Dar nici să mănânci 22 pe zi dacă tu nu faci sport, că n-are niciun, pentru tine niciun rost, n-are treaba asta. Vreau să vă pun niște poze acum de la un concurs
un concurs, o expoziție de culturiști profesioniști. În America spală ouăle pe jos la accidente de mașini. Spală cu cola pe jos. Am înțeles. Și la mine mai e o problemă pe parcursul zilei, îmi vine să adorm și mă simt obosit. Păi din cauza asta, frate, pentru că corpul tău săracul se chinuie, este stresat, este obosit. Interesantă faza cu arsurii prima oară când au așa ceva. Da, și eu când am auzit prima oară am rămas prost. Dar asta se întâmplă. Ouăle creează țesut nou. În lume ce mai gras și părei. La analizele medicale mi-a ieșit 148 colesterol. Mi-a spus medicul că maxim 2 ouă pe săptămână. Colesterolul optim sunt. Da, e bine că să-ți faci analize, frate. De-aia a spus. Depinde de fiecare acum. Și acum o să vă arăt niște poze de la imediat să le setez. Și astea sunt și ultimele poze pe care vi le arăt. Spuneți și mie dacă ați mai văzut voi la alt YouTuber, dacă mai fac și alții cum fac eu, să pună poze și să le vorbească despre ele pe live. Aici era în Japonia. Nu, aici eram în Anglia la Expo, la o expoziție de culturiști. Poate știți cine sunt ăștia. Dacă eu aș bea apă cu gaz în loc de Pepsi, ar fi mai ok. Da, bea apă minerală dacă nu are zahăr măcar. Ai fost în America? Nu, frate. Dar poate că recunoașteți aici. Deci este expoziția, a fost în Birmingham. Și au venit foarte mulți culturiști din America și de asta erau. Timpul seamănă cu Mike Tyson. Ăștia trebuie să știți, pentru că sunt din generația voastră, nu sunt culturiști bătrâni, o să fie mai pe la sfârșit. Ăsta, de exemplu, dacă îl vedeți acum, nu știu dacă vedeți pozele în timp cu mine, ia stai să intru pe telefon, ăsta este Simeon Panda. Și ăștia sunt profesioniști, culturiști profesioniști care participă la concursuri, sunt sponsorizați de proteine, de nu știu, panou LA. Da, scria LA pentru că era pentru poze, să vii să-ți faci poze, știi? Hater LA, tank, ai băgat carbs. De ce condimente, ce părere ai, boia, curry, etc. Bă, încercați să evitați cât de mult posibil condimentele, părerea mea. De exemplu, eu mănânc cu sos de soia, pentru că nu pun sare, dar sosul de soia conține foarte multă sare. Curry la fel. Nu e ok să mănânci. Este foarte greu. Dar o dată la săptămână merge. Lazar era, nu era Lazar acolo. Las Vegas, de asta am, da, am înțeles. Frate, în general nu urmăresc live-uri, dar mă uitam la podcasturile lui Joey Rogan și el mai punea poze pe care le comentează. Uite, n-am știut treaba asta. Te mai gândi să faci și modeling? Nu chiar. Salut, salut, Ghiță. Bă, ce, iar mi-a luat mă câteva poze. Bă, ce calculator nenorocit, program nenorocit. Am băgat vreo
100 de poze aici și mi-a câte 10, câte... Ok. Haide să mai vă pun câteva poze. Mâine ce subiect abordez? Facem, mâine facem Q&A ca să vă puteți pune orice întrebare, să nu mai stau să mai mă țin pe un subiect, oricum există șansa ca unii să nu le, unora să nu le placă subiectul, alții să ceară altceva și așa mai departe. Și atunci nu mai fac genul ăsta de live-uri, o să fac mai mult Q&A-uri ca să pot să cuprind mai mult. Vorbim despre ce vreți voi, puneți întrebări și vorbim. Nu știu cât o să mai fac live-urile astea în fiecare weekend, pentru că sunt și obositoare și merg și la muncă și... mă gândesc să încep să filmez după afară. Referitor la găurile negre, spre cum asta te uiți la... Nu mai mă uit la găurile negre, am făcut ce am avut de făcut. Când faci cu Altre Centru, cu Altre Centru o să fac un vlog, nu fac live. O să fac un vlog zilele astea, să văd când am mai liber, când am timp, că ăla cred că urmează să-l fac. Asta cu gaura, cu centrul pământului trebuie subtitrat și trimis mai departe. Și dacă reușesc să-l prind pe Cristian Presură, deși i-am trimis mail, mi-a dat mail înapoi. Și haideți să citesc mail-ul de la Cristian Presură. Deci eu am trimis. Vă salut cu respect. Mai bine să faci live-uri, lumea vrea să vorbească cu tine. Păi da. Astea, cum să spun, vlogurile tot trebuie să le fac, pentru că asta mi-a crescut canalul, nu live-urile. Dacă făceam live-uri, nici nu te-ai gândit să înregistrezi la Osimo o nouă teorie. Păi da, nu știu dacă pot să înregistrez. Uite, mi-ai dat o idee bună. Să văd dacă se poate face chestia asta. Deci am trimis mail-ul Cristian Presură. Vă salut cu respect, domnule Presură. I-am spus cine sunt, am un canal de YouTube, vorbesc și despre, am un playlist dedicat științei, pentru că sunt cel mai popular fizician român de pe platforma YouTube, am găsit canalul și am început să vorbesc de ceva timp. Urmărind canalul dumneavoastră, am devenit abonat, iubesc vlogurile dumneavoastră, mi-ar face o deosebită plăcere dacă mi-ați acordat 30 de minute pe live să vorbim despre știință, aș fi onorat. Și așa mai departe și l-am invitat să vină pe live. După care el mi-a răspuns așa.
Mulțumesc pentru, bună Constantin, mulțumesc pentru aprecieri. Din păcate, timpul meu este liber, este extrem de limitat în ultimul timp. Îmi cer scuze, dar nu pot da urmare rugăminții tale. Numai bine, Cristi. Ăsta este mailul de la el. De la Cristian Presură. Și am dat încă un mail în care i-am spus despre teoria asta mea. Să vedem dacă îmi răspunde și la el. Opa, aveam cât avem aici? 74 de kilograme îmbrăcat. N-am mai avut 74 de kilograme de atunci, niciodată. Numai la 80 mă situez. Uite și pe, dacă îl recunoașteți din poză pe băiatul după scenă care avea a luat locul întâi. Este un canal de YouTube foarte bine bun și documentat. Nu, Bogdan, nu, eu nu sunt chiar atât cu știința, chiar atât de pasionat. Sunt, dar nu chiar atât de mult. Știi, îmi place și mie să mă uit la filme SF, să mă uit la documentare și la un moment dat când ceva mi se pare mie că este dus la extrem sau că ar fi greșit, atunci intru mai mult, mai adânc și încerc să descos teoria sau dacă e neapărat teorie, poate să fie și teoria conspirației, poate să fie și ceva oficial și mă implic până ajung în momentul în care îmi dau seama eu de ceva sau am altă părere, atât. Nu sunt 100% băgat în asta. După cum vezi, îmi place și sportul, sunt fascinat de cultura japoneză, îmi place să-mi gătesc singur mâncarea, îmi plac mașinile, am făcut și vloguri despre mașini, îmi place să călătoresc, am atât de multe încât nu pot să mă ocup numai de unul singur, știi? Antiinflamator natural, nu în exces. Asta am spus și eu. Te-a spus Sara. Asta am spus și eu cu curii, e ok să mănânci, dar nu în fiecare seară, știi? Care este idolul tău la culturism? Arnold, să știi. Arnold Schwarzenegger. Asta era. Uite, aici eram, de exemplu, înainte de concurs, în spatele scenei. Ne pregăteam. Uite câte tipuri de exerciții făceai pentru triceps și biceps. Frate, triceps și biceps este un spune așa, cel mai simplu antrenament. Dacă vrei să faci brațele mari, te sfătuiesc că îți dau acum bă, gratis pe live, îți dau pentru că și meriți, nu zic nu. Așteptăm un videoul cu Wall Trade Center. Bun. Schimbă fotografia asta ultima. Superbă fotografia asta ultima. Hai să spun, explic un pic lui Cristi treaba cu biceps și triceps. Ce înălțime ai? 1,68 m. 68-69, nu mai știu exact. Nu mai am măsurat de mult. Fii atent, Cristi. Îți iei două gantere, da? Un scaun sau o bancă în casă. Două gantere sau patru, să zicem să ai de 7 kg și de 10 sau 15 sau cât poți tu să duci. Și înainte să te bagi la somn, te pui pe bancă și faci, nu le numeri, începi și faci cu greutățile mai mici, câte poți. Nu te oprești. Asta înseamnă un superset. Te întinzi pe spate și faci triceps. După ce ai terminat tricepsul, biceps. După ce ai terminat, tot așa, faci așa vreo 10 serii, dacă poți să duci, crești greutățile și le scazi. Dacă faci chestia asta în fiecare seară înainte să te bagi la somn, îți spun eu că îți cresc brațele de nu-ți vine să crezi. Și ca antrenament nu contează că faci cu scripete, că faci cu bară, că faci cu ganteră. Toată treaba este să faci mișcarea asta corectă și să nu pui mai mult decât trebuie. Bineînțeles, trebuie să crești în timp greutățile ca să crească și masa musculară și ar mai fi trei poziții pe care poți să le faci. Poți să faci pasta aici, să ridici aici aproape de corp. Astea sunt ciocane. Să ridici aici cu bara Z-ul și dacă poți să faci, o să vă arăt eu odată când mă duc la sală, ridici aici și le lași un pic, adică să faci cu un pic, să duci cu mâna un pic pe exterior. Știi, sau spui aici ceva și faci cu gantera. Deci în interior, aici și cât mai în exterior. Știi că să se dezvolte tot biceps. Și eu de fiecare dată când fac biceps, fac superset, fac biceps cu triceps. Că fac cu scripetele, că fac cu gantera aici deasupra capului, că fac aici, știi? Că faci mișcarea asta.
biceps, triceps. Numai asta faci. Aveai un video pe care, pe YouTube, pe care făceai mișto de cei care vin la furat în Anglia, dar văd că nu mai există. Ba, nu l-am șters, cum să nu există. Se numește cum să faci bani în Anglia. Mâine care e tema? Mâine facem Q&A, puneți ce întrebări vreți, răspundem la orice. Bun, unde rămăsesem? Deci asta este poza de înainte să intrăm la să intrăm pe scenă. Eram în spate acolo, ne antrenam un pic, ne făceam flotări. Uite, dacă vedeți asta care a luat locul întâi, se vede clar, n-are atâta masă musculară cât am eu. E și un pic mai departe, dar la brațe mi se pare că aveam eu, sunt un pic mai mare, am un umăr mai mare, pieptul mai mare. Dar el era mult mai definit. Wow. Deja avem 3 ore de când suntem pe live. Eu nu știu dacă pot să fac live mai scurt de 3 ore. Și aici am prins și o poză. Bă, dacă aveam eu pe timpul ăla Instagram sau Facebook sau ce am acum, n-am avut. Asta a fost, asta, aici am făcut cred că un antrenament la brațe. Prima dată ai avut emoții. N-am auzit că nici mai știam ce vorbesc. Vorbeam mecanic. Ai putea să emigrezi ca instructor de fitness plus. Ai putea face celălalt. Băi, eu am mai spus secretele mele, vă mai spun încă o dată. Ești mult mai mare decât el. Da, dar el era mult mai definit și ți-am spus, nu aveam echilibru cu picioarele, aveam partea de sus, brațele și pieptul era prea mare față de picioare, asta era, că în culturism trebuie să fii și proporțional. Ăsta este planul meu, să pot să ajung cu canalul de YouTube atât de sus încât să prind un sponsor, să pot să mă autofinanțez, mă retrag în România, îmi fac o sală, la început vreau să-mi fac o sală în curte, să-mi fac un, ridic un garaj mare și să-mi fac o sală în el. Și să merg pe treaba asta cu culturismul și cu YouTube-ul, adică să pot să prind un sponsor. Eu când sunt concursurile? În septembrie, în august, când sunt concursurile, 3-4 luni de zile mi le dedic pentru canalul de YouTube și pentru antrenamente și restul, normal, înălțimea ta cât ar trebui să... Nu există așa ceva, frate, nu vă mai luați după de-astea, criterii de-astea, știi, cifre și așa mai departe. Pentru că una la mână, eu sunt foarte greu, am oasele grele, am masă musculară. Eu dacă mă pun pe cântar acum eu la eu, tu nu cum te uiți la mine, nu o să-ți vină să crezi că eu am 87 de kg, aproape 90 de kilograme. Nu arăt. Uite, îți arăt, îți demonstrez chestia asta. Dacă ți se pare că eu sunt om de la 1,68 m, cam așa, 1,68 m, 70 m. N-am mai 70 din 1,70 din liceu. Că am început să dau în jos. 1,68 m cred că am acum. Vi se pare că eu sunt om de 90 de kilograme? Nu, eu sunt numai fibră, frate, că am, uite, am burtă. Nu mă oferesc. Am burtă și eu. Știi? Dar uite, și de exemplu, aici pe brațe n-am atât de multă grăsime, știi? Dacă tragi de piele, nu am, aici nu am. Deci de la clasă mâna moale ar fi trebuit să poți să iei grăsime, așa, știi? Dar când încordez mâna, nu poți să cuprinzi decât pielea un pic. Deci pe brațe nu am multă grăsime, pe piept la fel, aici am grăsime, pe burtă. Da, și se vede bine. Am și oasele grele și masa musculară. Exact, când ai masă musculară și oasele grele, nu poți să te duci pe cântar. Bă, știi că tu ar trebui să ai 65 de kg, că ai... Nu, se spune că la femeie trebuie să aibă cu 10 kg mai puțin decât înălțimea. De exemplu, dacă tu ca femeie ai 1,70 m, trebuie să ai 60 de kg. Ca bărbat, dacă ai 1,70 m, trebuie să ai 70 de kg. Păi eu dacă ajung să dau jos, să ajung la 70 de, la 68 de kg, cam 1,68 m, ar trebui să dau jos, cum să spun, brațele, să le mai dau jos cu vreo 5 cm, adică de ce aș vrea așa ceva? Ai burtă de la bere și semințe. Slime ASMR video. Ai trădat Japonia cu America, mă referam la Corea.
A, nu, păi, deci de unde o am din Japonia, am curea asta. Băi, eu nu sunt rasist, eu n-am nimica cu americanii sau cu evrei, chiar dacă știu că elita mondială acolo este, știi, dar nu vorbesc de America, iubește America, frate, am crescut cu Tom și Jerry, am crescut cu desene animate, cu filme astea americane care, culmea, sunt făcute de Hollywood, Hollywood este al evreilor, al masonilor. Dar nu poți să spui acum că, bă, sunt rasist, urăsc tot ce înseamnă evreu sau tot ce înseamnă american, pentru că au făcut ce au făcut în Irak sau în Siria. Nu sunt de vină, nu e de vină poporul american pentru ce fac politicienii. Eu iubesc și Anglia și America și orice țară, orice țară are ceva special. Dacă vorbim de Italia, mamă, Roma. Stai, domne, cum Roma, că romanii au fost prădători, că au prăduitori, că au invadat alte țări. Da, dar America, uite, Imperiul Roman, de exemplu, ei au construit Londra, de exemplu. Londra vine de la ei au făcut, dezvoltat țara asta. Și pe noi ne-au cizelat destul de mult, ne-au educat. Hai să urăsc turcii sau otomanii că au fost peste... Nu, păi cum, frate, uite, am venit în Anglia, toate astea, frizeriile sunt... Cei mai șmecheri frizeri sunt ăștia, arabii. Uite, de aici mi-am schimbat, cum să spun, lucru cu barba. De la ei am luat. Ce vi spui? Fiecare țară are ceva special. Pentru mine, Japonia are cele mai multe lucruri speciale din tot ce vorbim de mâncare, de cultură, ce vreți voi. Dar nu pot să compar, de exemplu, la America, la filme sunt superior, nu? Și că trebuie să ai cu 10 kg mai mult decât înălțimea. Nu, eu știu că trebuie să, ca bărbat trebuie să ai 10, cât ai, 1,70 m, trebuie să ai 70 kg. Ca femeie cu 10 kg mai puțin. Solitor, cum scap de burtă. Vă, frate, din păcate, de burtă scapi ultima oară, e cel mai greu. Încep de la brațe, piept și picioare și de la ultimul lucru, ăla e coșul de gunoi, burta. Ca să dai jos burta, trebuie să ții dietă. Nu ca abdomene. Faci și abdomene, dar abdomenele oricum sunt acolo, dar nu se văd pentru că sunt acoperite. Trebuie să ții dietă, trebuie să scoți sare, zahăr, am mai vorbit. Bună seara, Robert Cioar. Să scoți sare, zahăr, dulciuri, sucuri, prima dată. Asta trebuie să faci. Și să ții o dietă, îți alegi tu, cât de cât decent acolo. Simplifică mâncarea. Și o să vezi că funcționează. Dar, repet, ultima oară. Dacă vrei, uite, cel mai simplu, încep dimineața cu cardio. Ia-ți o bicicletă de cameră, un stepper, o bandă, ceva. Pe stomacul gol, apă minerală, apă plată cu lămâie sau apă simplă și te urci direct pe stomacul gol și bagi o jumătate de o oră de cardio. Să vezi cum slăbești. Ar fi o idee bună de vlog. O idee de vlog ar fi cu bombele date de americani și japonii. Păi, dar tu crezi că... Voi impuneți întrebările astea, știi? Hai să vorbim despre masoni, să vorbim despre Hitler. Păi, dar după aia nu vă dați seama că îmi șterge canalul sau îmi șterge vlogul. Ce dietă ar fi mai recomandată? Mă gândeam să postesc. Da, frate, postul e bun. Post negru înainte de Paște, înainte de Crăciun. Înainte de Paște și de Crăciun, da. Și dacă scoți astea ce ți-am spus eu, dulciuri, zahăr, sare, sucuri, scoate lucrurile astea din mâncarea ta de zi cu zi, înlocuiește dacă poți pâinea cu orezul și atunci când ai înlocuit pâinea cu orezul, deja trebuie să te gândești, bă, dar cu ce mănânc orezul? Mănânci, scoate porcul la fel, încearcă să mănânci mai mult pește și pui, încearcă să nu mai prăjești în ulei, să prăjești la o plită asta electrică. Ai văzut că Doruș a făcut despre ăia 2000 de lire. Nici nu vreau să știu ce a vorbit despre ăia 2000 de lire. Eu v-am spus ce am avut de zis. Nici nu mă interesează de Doruș, de vrea să revenim la subiect. Da, e tacu fi copiat, sigur că a copiat, că omul... Bun, încă o dată, lasă-mă, nu mă agita, nu mă face să schimb discuția. Ai avut vreodată gastrită? Nu, n-am avut așa ceva. Pentru că nu sunt atât de inconștient cu corpul meu. Băi, tot timpul am fost, până la liceu, am fost slab, 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 adică mâncam și nu mă îngrășeam.
Apoi am început rugby, am început să fac mai mult sport, am început să merg pe la sală, am început să mănânc mai mult, am început să merg și pe șantier. În perioada asta a liceului am început să-mi cresc masa musculară și după aia, când am intrat în poliție, când mergeam, când nu mergeam, mergeam 2 luni, mă lăsam, iar mai mergeam la sală. M-am îngrășat rău de tot până 2012-2013, până să plec în Japonia. Ajunsesem tot așa pe la vreo 90 de kg, dar mâncam shawarma la dimineața, deci nu țineam cont de ce mănânc și nu mai mergeam nici la sală așa de mult. Și până 2013 m-am decis, pe la jumatea lui 2013 m-am decis să slăbesc, mi-am luat bicicletă, am început să merg cu bicicleta mult până oraș, m-am lăsat de fumat, apoi am început să merg la sală și deja când am ajuns în Japonia aveam ceva de când mergeam la sală. Și după primul an de Japonia am continuat să merg la sală, am început să slăbesc pentru că am înlocuit pâinea cu orezul și am început să mănânc mai sănătos. Până 2000, adică al doilea an, până 2014, am descoperit sala asta pentru care m-am antrenat la concursuri, pentru concursuri. Și acolo am învățat să țin diete și să scot sarea, să scot zahărul și așa mai departe. O să încerc să vă vorbesc mai des despre chestia asta, că văd că sunt oameni interesați. Dar uitați, uite, vă las aici Instagram-ul, Facebook-ul, pentru că mai postez diete, mai postez în special pe Facebook și pe Instagram, pe Ivan Constantin, Constantin Ivan pe Facebook, aveți pagina mea acolo, vedeți să nu fie false, că mai sunt și conturi false. Și există și o pagină separată pentru Japonia, pagină și grup Planeta Japonia, dar aveți și Constantin Ivan pagină și pe Facebook, și pagina mea personală și pagină dedicată pentru așa ceva, și acolo mai pun poze cu mâncare, diete și așa mai departe. Acest Said 10% mă bag la somn, mâine e zi de muncă, nu te lăsa de tot de live-uri, dar chiar dacă faci mai rar, într-adevăr, timpul liber, totuși limita noroc. Mersi. Serviciu și-or mâine și o seară bună. Mulțumesc că ai fost pe live aici, frate. Chestia asta, știi, cu zis că mă las de live, n-am zis că mă las de live, vreau să încep să mai schimb, știi, să mai ies pe afară, să încep să filmez pe afară. Câte kilograme ai, Costi? 87 parcă. Dar să știi că gastrita se poate face și de la stres. Da, sunt de acord cu tine. Pentru că de la stres se face decap acidul din stomac și tot de acolo faci gastrită. Da, dar nu, eu încerc să evit, uite, stresul. Cum să spun, eu poate și de asta am plecat din România. Din cauza stresului, frate, că nu mai puteam să mai trăiesc, efectiv. Nu mai stăm foarte mult pentru că sunt și obosit. Pardon, mâine mai merge și lumea la... Uite, aici este o poză din sală, cam cum arată sările în Japonia. Nu alea care sunt pentru culturi speciale, dar uite. Asta era o sală tipică, unde merg oamenii să se relaxeze mai mult. Și nu știu dacă mai am multe poze. Uite, avea acolo scaun de masaj în spate, măsuță, să stai, băi, un suculeț. Eu beau zilnic ceai verde, dar pun zahăr, atunci trebuie... Nu, no, nu, no. Frate, cum bei ceai verde cu zahăr, frate, ce? N-are niciun gust, adică ceaiul verde să bea fără zahăr. Dacă ai băgat zahăr, l-ai stricat. Ia-ți matcha. Matcha. E vreo 15 lire dacă-ți comanzi pe Amazon, ceai verde japonez și îți iei o de asta specială, că se găsește tot așa și o să pun eu o dată la un moment dat pe vlog, pe live, cum să faci. Ăla e cel mai șmecher ceai. Cel mai șmecher ceai, nu-ți mai trebuie cafea, nu mai trebuie nimic. Dar dacă bei ceai verde, scoate zahărul, frate. Hai cu like-urile încă 1 până la 60. Deci n-am avut nici 60 de like-uri în seara asta. Bă, dar dislike-uri avem, ia să vedem. Că eu nu văd aici, trebuie să intru pe... Avem decât un singur dislike. Oare cum s-a întâmplat așa ceva? O fi ăla dușmanul meu de moarte. Aici tot așa la sală, de scaune de masaj și aici ați lua pulsul. Pentru că foarte mulți oameni în vârstă în Japonia vin la sală sau la măcar la
ce dorințe ai pe viitor să mai aplici legea atracției. Bineînțeles, legea atracției cu mine de când, deci de când mi-am dat seama de legea atracției, am învățat cum să o controlez, dar... Robert, ce oră am pus? Ce ai pus, frate? Ai pus like? A, bun, mulțumesc. Vă mulțumesc celor care ați dat like și pentru susținere, pentru donații cei care ați dat. Mai stăm 10 minute și închidem live-ul ăsta ca să ajungem la 3 ore 33. Ăsta este planul. Pozele astea au mai fost. Bun, hai să mai schimbăm pozele. Ai citit placebo? Nu am citit placebo și placebo are o green tea de la Tesco. E vreo 75 de pii. Eu te înțeleg, dar englezii nu știu să bea ceai verde. Dacă vrei să bei ceai verde, trebuie să bei... Ia ăla cel mai bun. Matcha, caută. Matcha și găsește. Trebuie să arate verde, așa, ca un praf verde. Și să pune cu lingurița. Apoi o linguriță de aia în apă fiertă, dar să pune puțină apă de tot, să freacă și după aia să rămâne o spumă deasupra. E foarte bun. Are un gust așa de deosebit. Caută. Dacă ești în Anglia, dacă spui de Tesco, caută matcha pe Amazon și găsești ceai verde matcha și găsești am văzut la 15 lire, am văzut astăzi. Vine acasă și ți-e un de la de făcut ceai verde. Găsești un tutorial. Să mai vedem dacă mai putem să mai punem câteva poze. După încheiere așa. Cele mai bune poze le lăsăm pe sfârșit. Am adormit itac. E adevărat că englezii și au pe an vreo 4 concedii. Da, englezii sunt foarte puturoși. N-ar fi de mirare că e așa. Uite, mâine putem să vorbim despre Anglia dacă vă interesează. Voturi ceva? Avem voturi, avem ceva? Apă bei de la robinet sau cumperi plată? Cumpăr plată, cumpăr de asta. Stai că vă arăt acum imediat, așteaptă un pic să schimb aici asta. Numai puțin. De fiecare dată trebuie să umblu la setări, nu rămân setările. Nu știu de ce. Și trebuie să umblu aici ca să pot să dau eu pauză sau... Pauză. Next. Back. Enter. Haideți să vă arăt apa, că m-a întrebat cineva de apă. Da, dar nu am aici. Highland, aia cu MOV. Și asta este apa minerală care o beau, dar nu beau așa mereu. Asta e apa minerală și apa plată este aia cu verde, MOV, Highland, parcă îi spune, dar nu am aici o sticlă să-ți arăt. A rămas fără apă în rulot. Simeon Panda, cine știe pe Simeon Panda? Am ajuns la 48,5 la 40 de kilograme, de la 48 la 40 în cam o lună, 1,55 m înălțime, cam așa mă gândesc, e ok. Da, este perfect. Dacă vrei să mai slăbești 5 kilograme, dacă ești mai atletică sau vrei să nu fii prea slabă sau așa, e ok și așa. Asta era un culturist, tot așa, după, nu știam, nu știu exact cine era, poate era amator. Dar mi-a plăcut așa cum arată. Acum este ok.
Nu e, nu trebuie să o elimini, frate, dar apa minerală te îmbalonează, îți umflă stomacul și ți se mărește stomacul, ai treaba cu apa minerală, nu e, nu-ți face rău. E bine să bei și apa minerală, decât nu sucuri, că, pentru că sucurile, pe lângă aciditate, au și zahăr. Asta e problema cu zahărul, de fapt. Sergi Constans, îl știu, dar nu sunt chiar așa, nu sunt fanul lui și nu a fost aici. De la Apărăginești. Din apă ești făcut, frate, 70% apă este corpul uman. 70% sau mi se pare că lichide 80% și apă. 70. Vă mai are câteva poze acum pe final și după care mă retrag și eu și ne vedem mâine. 3 ore jumate, eu zic că e ok. Aici, ăsta este cel mai mare culturist japonez, culturist de performanță japonez, care s-a combinat cu cea mai mare culturistă femeie, a fost Iris Kyle, parcă o cheamă, și pe el, mamă, ce am uitat cum îl chema, Hideta Yamagishi. Deci ăsta este Hideta Yamagishi, cel mai mare culturist japonez care a ajuns la Mr. Olympia, n-a câștigat niciodată, dar a ajuns între ei pe acolo, și ea, Kiris Kyle, Iris Kyle, cea mai mare culturistă femeie. Și ea a rămas pentru că s-au scos femeile astea mari de la Mr. Olympia și el a fost prins cu steroizi și l-a dat afară din concurs. Deși toți iau steroizi. Nu știu care a fost chestia. A fost cred că ceva politic, abar n-am de ce l-au scos pe el. Că toți culturiștii de la Mr. Olympia iau steroizi. L-a găsit pe el, hai să scoatem, știi? Ceva de genul. Nu știu cum, ce s-a întâmplat. Nu știu dacă îl bate ea pe el, dar un japonez cu o negresă. Mai rar. Au ceva în comun, că le place la amândoi. Ei, da, e american că ea. Bineînțeles că vorbesc în engleză. Băi, nu se poate, bă, n-am toate pozele, bă, iar nu. Vine să spargă calculatorul. Toată spuma în astetic. Bă, să mă fac că n-am citit comentariul tău. Ce se întâmplă, mă, cu poza asta? Acum am înțeles. Gata. Elena, ea încercă să glumească și el a făcut și la o glumă japonez. Ne-am găsit noi să râdem de japonez, știi, cam. Cine știe cine este acest om din imagine? Știe cineva? Japonez, auzi. Samir Banut. Dacă auzi cineva de Samir Banut care a câștigat Mr. Olympia în anii 80, parcă nu mai știu exact când. Ăsta este de la
ăsta nu mai știu cum îl cheamă, dar tot așa foarte cunoscut pe YouTube, actor. Ăsta a fost printre cei mai mari culturiști englezi. Seamănă un pic cu, nu, nu mai aduc aminte, gata. Sunt prăjit, gata, mă bat la somn că sunt prea obosit. Oricum a fost dintre cei mai mari culturiști din era trecută. Darian Popa, da. Deci, Samir Banut. Căutați să vedeți cine a fost Samir Banut. Ăsta este din poză. Și încă o chestie. Vedeți că, dacă mai aveți chef și nu vă ia somnul, vreți să vedeți, căutați la playlist-ul, vă spun imediat, la playlist-ul sport și diete. Și o să vedeți, am făcut vlog cu expoziția de la Birmingham, unde am cunoscut pe toți culturiștii. Și o să vedeți acolo toate pozele și toate filmulețele. Body power. Căutați body power și o să găsiți acolo asta. Nu mai pot, sunt obosit. Mă bag la somn, ne vedem mâine seară. O să încercăm să intrăm mai devreme, o să încerc să intru pe la 5 după amiază, ca să închidem mai devreme, pentru că lumea o să înceapă munca. Cine e? Ce mic ești pe lângă el. Ok. Vă mulțumesc că ați fost aici, vă doresc o seară bună în continuare.